Dragilor, începem împărtășia din data de 3 octombrie 2022. Dăm slavă Domnului că și seara aceasta suntem aici, datorită faptului că de dimineață Dumnezeu și-a reînnoit bunătățile Lui față de toți care suntem aici și de cei care vor veni ulterior și-a arătat o bunătate atât de mare față de noi. Pentru aceasta suntem seara aceasta aici. Datorită permisiunii Lui și datorită faptului că El a vrut lucrul acesta ca noi seara aceasta în această poziție să ne putem vedea pe rețeaua de socializare, pe Zoom, pe YouTube, peste tot, să-L lăudăm, să-L cinstim pe El. Cum alții își fac reclamă și vorbesc și cântă și fac de toate și au milioane de vizualizări, noi îl vestim pe Hristos cel răstignit, îl cinstim pe Dumnezeu și poate văzând alții cum l-am cinstit pe Dumnezeu, s-or pocăi și ei și zic, Doamne ajută! Că vine vremea când miliarde de oameni vor arde în iad și Dumnezeu nu va avea milă de ei. Să nu meargă nimeni pe principiul, unde merg toți, voi merge și eu. Nu vă supărați și nu uitați, lumea întreagă a fost distrusă pe vremea lui Noe de Dumnezeu și a scăpat 8 suflete. Deci Dumnezeu nu are toleranță, are îndurare față de om căleată de păcat, dar nu are toleranță în clipa când te-o luat și m-a luat de pe pământ să fiu un păcat cu el ca să mă întâlnesc cu el. Și zic la aceasta, Doamne ajută-ne! Domnul să binecuvinteze toți cântăriții care vor sluji în aceasta, cei ce vor cita poezii. Domnul să binecuvinteze pe sora Ana, pe sora Dan Ana, pe sora Tabita, sora Valeria, sora Danciu, fratele Vasile Tecar, sora Dorina Blaj, fratele, familia Seleș, pe sora Claudia și pe fratele Valentin Trif. De asemenea, să binecuvânteze Domnul pe sora Violeta Bălan, care m-a ajutat tehnic și de ce nu să-mi duc cu prietenul meu, care văd că mă iubește mult și chiar poza mea a pus-o ca și fond. Să-mi duc cu Domnul să te binecuvânteze. Ești un om deosebit. Nu că ai pus poza. Ești tu de obicei un om deosebit. Fie binecuvântarea Domnului peste toți, scumpilor, și Domnul să fie înălțat în toate. Începem în a lăuda numele Domnului, căci ne-a făcut mult bine. Psalmistul spune așa, cânt Domnului, căci mi-a făcut mult bine. Îl lăudăm, căci merită Dumnezeul nostru lăudat. Sora Pindican va lăuda pe Domnul cu o cântare, urmată de sora Ana Pup cu o poezie, după care fratele Valentin Trif cu o cântare. Glorie Domnului! Cei ce se încred în Cel Atotputernic, cei ce-și pun nădejdea în Cel ce este veșnic, cei ce se încred în Domnul Dumnezeu, nu vor fi lăsați în voia celui rău. În Tine mă încred, orice s-ar întâmpla, chiar de pământul rodul nu-și va da, chiar de nu va fi ploaie pe câmpie, Tu-mi trimiți ajutorul ca lui Ilie. Cei ce în orice zi spre Domnul se îndreaptă, nu vor duce lipsă de pâine și de apă, care înspre El se îndreaptă în rugăciune, nu vor duce lipsă de niciun bine. În Tine mă încred, orice s-ar întâmpla, chiar de pământul rodul nu-și va da, chiar de nu va fi ploaie pe câmpie, Tu-mi trimiți ajutorul ca lui Ilie. Uită-te pe geam, privești la vrăbioară, cât e de voioasă, ce frumos zboară. Ea nu seamănă, Domnul o îngrijește, cât mai mult pe tine, Domnul te păzește. În Tine mă încred, orice s-ar întâmpla, chiar de pământul rodul nu-și va da, chiar de nu va fi ploaie pe câmpie,
Tu-mi trimiți ajutorul ca lui Ilie. În tine mă încred, orice s-ar întâmpla, chiar de pământul rodul nu-și va da, chiar de nu va fi ploaie pe câmpie. Tu-mi trimiți ajutorul ca lui Ilie. Amin. Așa este cum spun versurile cântării. Cel ce se încrede în Domnul primește ajutor. Dar întrebați-vă cam cum am fi mâncat Ilie când corbul i-a dus mâncarea? Important este că Dumnezeu a purtat de grijă, indiferent ce și cum. Dragilor, ne închinăm cu sora Ana Popă în recitarea de poezie, urmată de fratele Valentin, cu o cântare, după care fratele Vasile de Caru o poezie. Acum, sora Ana Popă. Slăvit să fie Domnul! Cine mai alege astăzi calea îngustă care suie? Căci pe calea crucii grele nu-i mai place nimănuie. Căile cu cruci ușoare sunt mai largi și mai umblate, căci pe ele firea lumii poate merge cu de toate. Nu ia Domnului lucrare îngrădită și încuiată. Cui nu-i place calea îngustă, poate alege calea lată. Cui îi place înaltă parte, poate ori și când să plece. Cine vrea ușoară crucea, n-are o cale, are 10. Calea strântă n-are lume, flori prea multe și ușoare, cât un trandafir cu lacrimi și cu spini îi mai răsare. Și din loc în loc prin pietre, cât un crin de-i mai suspină printre spinii care umplu drumul strânt către lumină. Dar slăvită-i calea sfântă prin sfârșitul care-l are. Ia de celor ce-au suit-o slava ei nemuritoare. Toată suferința lumii nu e vrednică să fie pus alături de răsplata ce-o dă ea pentru vecie. Fiul meu, alege această cale strântă și hulită și n-o da pe câtă slavă poate lumea să-ți promită. Slava lumii e minciună și gunoi și amăgire. Slava lui Hristos e însă nesfârșita strălucire. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, sorana, frumoasă poezie și reale cuvinte. Ne închinăm acum cu fratele Valentin Trif, în cântare urma de frate de Car, cu o poezie. Slăvit să fie Domnul! Vreau lângă Dumnezeu să mea va fi. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu.
căi de-a șenuta și o piatră căpătâi dacă aș avea tot fericit aș fi și în vis aș blestui. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Împovărat cu slăbiciuni și mult am deruptat în rugăciuni mai mult. Înțeles, în harul lui ceresc, iau lângă Dumnezeu să fiu mereu. În alea-n voi sfârși să cântare. Fii binecuvântat de domnul frate Valentin. Ne închinăm în recitat de poezie cu frate Decar, urma de Soa Danciu, cu o cântare după care soare Dorina Blaj, o poezie. Slăvit să fie Domnul! Nu vă mirați, prieteni, că în zilele din urmă e lupta tot mai cruntă, cum a fost profețită. De-o parte e Hristos și a Lui sfințită turmă, iar de cealaltă parte o lume răzvrătită. Cei care mai aveți un strop de conștiință și vă doriți din suflet în bine o schimbare, citiți, vă rog, Scriptura, ca să aveți credință. Vă întoarceți de pe calea ce duce la pierzare, căci cei ce-au făcut un pact cu răutatea și-au lăpădat învățătura curată a lui Hristos, în locul cel de tin le va fi veșnic partea cu tot alaiu crud, viclean
și nemilos. Chiar cei care se cred deștepți, emancipați, privesc cu mult dispreț orice trecut frumos. Ei trepteți progresiști, moderni, iluminați, vai, cum vor plânge odată tot traiul păcătos. Cei ce legați cu lanțul puterii celui rău, cei și-au propus ca țel să spurce omenirea, s-au lepădat fățiși de Sfântul Dumnezeu. Trăiesc cu mare râvnă păcatul, nesfințirea. Căci cei care nu vor deloc ca să mai știe că sunt valori în viață ce nu se trebuiesc. Vorbesc cu îndrăzneală și o îndrăznicie tot ce-i curat și sfânt, resping, batjocoresc. Iar mulți lăudăroși, iubitori de sine, sunt nevlavioși, obraznici, îngâfați, nemulțumiți mereu, nu știu ce se cuvine de căile dreptății, tot mai străinați. Cei ce pășiți acum pe căile stricate, ce în Hristos n-au fost și nu sunt acceptate, să nu uitați de sfânta și de vina lege. Ce semănați acum, aceia veți culege, căci cine acceptă răul și propovăduiește, respinge adevărul și nu se mai sfințește, să nu uite că vine o zi de judecată, când toți ne vom primi răsplata după faptă. De aceea vândem cu toată stăruința să lepădați păcatul, să alegeți pocăința, stați lângă adevăr, lumină și dreptate, ca să trăiți cu Domnul și dincolo de moarte. Amin. Amin. Frumoasă poezie. Fii binecuvântat de Domnul frate Vasile Tegar. Ne închidem acum cu soageta Danciun Cătare, urmat de sora Dorina Blașcă o poezie, după care sora Tabita o cântare.
vă binecuvânteze la geta, frumoasă cântare. Înainte să recite soa Doina Blaj, vreau să binecuvântez pe sora Căluș Maria, sora Viorica Vaida, sora Rosi, sora Pescula Tudor și asemenea bine sora Rodica Ciui. Dumnezeu să binecuvânteze și pe cei care sunt cu noi aici pe Zoom și mă binecuvântează sora Violeta Bălan, fratele Zaharia Holhoș. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți scumpilor care sunteți cu noi la părtășie. Am sesizat că după o lungă perioadă de timp, sora Mariana Petrescu este cu noi. Dumnezeu să o binecuvinteze. Amin. Sora Mariana, mi-a fost dor și să te văd și să te aud. Da, mă bucur că astăzi ești cu noi să ai o cântare. Deci va recita sora Dorina Blaj, va cânta sora Tabita, după care va fi sora Claudia, după sora Claudia va fi sora Mariana Petrescu, după sora Mariana Petrescu, familia Seleș din Germania. Când tu ești lângă mine, o mirele meu drag, când tu ești lângă mine, dacă ispita vine, eu mă ascund în tine, sub al iubirii steag. Când tu ești lângă mine, o, Domnul meu iubit, când tu ești lângă mine, necazuri și suspine, eu nu mă tem de vine, ci-s veșnic fericit. Când tu ești lângă mine, o mirele meu drag, când tu ești lângă mine, plăceri, tot ce e în lume, toate-s deșertăciune, nimic nu mă atrag. Când tu ești lângă mine, Iisuse drag și scump, când tu ești lângă mine, comori de haruri pline, puteri cerești divine, am Doamne pe pământ. Când tu ești lângă mine, Iisuse, mire sfânt, când tu ești lângă mine, sunt dus pe culmi sublime, mă contopesc cu tine și gust din cerul sfânt. Când tu ești lângă mine, o prieten minunat, când tu ești lângă mine, uit tot, mă uit pe mine, mă închin, te ador pe tine, uimit și fermecat. Când tu ești lângă mine, o, Doamne preaslăvit, când tu ești lângă mine, doruri se aprind în mine, mă îndrăgostesc de tine, știind că sunt iubit. Amin. Amin, frumoasă poezie, fiți binecuvântată de Domnul Sfântul Adorina. Ne închinăm cu Tata și Simona în cântare, urmată de sora Claudia Olea, după care sora Petrescu, după sora Petrescu, familia Seleș. Cu suflet mă grăbesc acolo să sosesc, să ajung acasă eu doresc. Necazuri voi uita, spre ceruri voi zbura, pământule de tine voi uita. Vor trece anii noștri care ei tot adună în calea lor, dar sus în ceruri ne așteaptă orașul sfânt, locaș Ierusalim. Cu suflet mă grăbesc acolo să sosesc, să ajung acasă eu doresc. Necazuri voi uita, spre ceruri voi zbura, pământule de tine voi uita. Iisus e împărat și preot, prin el lumină am primit. Acum sunt liber de robie,
privesc acum spre cer eu fericit. Cu suflet mă grăbesc acolo să sosesc, să ajung acasă eu doresc. Necazuri voi uita, spre ceruri voi zbura, pământule de tine voi uita. Acolo sus e frumusețe, iar imnuri cântă heruvii. Pe străzile ce sunt de aur, în orașul sfânt, locaș Ierusalim, cu suflet mă grăbesc acolo să sosesc, să ajung acasă eu doresc. Necazuri voi uita, spre ceruri voi zbura, pământule de tine voi uita. Cu suflet mă grăbesc acolo să sosesc, să ajung acasă eu doresc. Necazuri voi uita, spre ceruri voi zbura, pământule de tine voi uita. Amin. Amin. Tabita Simona, frumoasă cântare. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Ne închinăm acum cu sora Mariana Petrescu, urmată de sora Claudia Olea, după care familia Seleș. Amin. Slăviți și binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Te doresc doar pe tine, Iisuse, căci doar Tu-mi dăruiești liniștea. Tu-mi conduci pașii pe calea vieții, calea ce duce la Dumnezeu. Pe brațul Tău mă simt mereu, păzit și ocrotit. Păcate, griji și îndoieli, Tu mi le-ai risipit. Pe drumul vieții noi condu-mă Tu, prin harul Tău vreau să rămân mereu copilul Tău. Pe drumul vieții noi condu-mă Tu, prin harul Tău vreau să rămân mereu copilul Tău. Dragostea Ta îmi umple viața, mă întărește necaz și dureri, căci prin sângele Tău de pe cruce mi-ai dat, Doamne, iertarea pe veci. Pe brațul Tău mă simt mereu, păzit și ocrotit. Păcate, griji și îndoieli, Tu mi le-ai risipit. Pe drumul vieții noi condu-mă Tu, prin harul Tău vreau să rămân mereu copilul Tău. Pe drumul vieții noi condu-mă Tu, prin harul Tău vreau să rămân mereu copilul Tău. Iar în inima mea zbuciumată, vino, Doamne, și dă-mi pacea Ta. Locuiește Tu, Doamne, în mine, călăuză fii Tu-n viața mea. Pe brațul Tău mă simt mereu, păzit și ocrotit. Păcate, griji și îndoieli,
Tu mi l-ai risipit, pe drumul vieții noi condu-mă tu. Prin harul tău vreau să rămân mereu copilul tău. Pe drumul vieții noi condu-mă tu. Prin harul tău vreau să rămân mereu copilul tău. Amin, lăudat să fie Domnul. Sora Mariana, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Au trecut 2 luni și jumătate de când nu v-am văzut fața și nu v-am auzit glasul. Îmi cer iertare. Nu trebuie să vă cereți, că vă înțeleg. Nu trebuie să vă cereți, vă înțeleg. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Ne închinăm acum cu sora Claudia Olea, după care familia Seleș. După familia Seleș, fratele Valentin Trif din nou cântare, după fratele Valentin, fratele păstor Tofan Vasile ne va duce mesajul. Glorie Domnului Iisus! Te chem din adânc, Doamne, auzi glasul meu și ascultă cererea mea. Dacă Tu ai păstrale noastre greșeli, oare cine ar mai sta în fața Ta? Dar la Tine iertare ca să fii de temut, Te slăvesc, Domnul meu, pururea. Nădejdea întreagă în Tine mi-o pun, și-aștept făgăduința Ta. Te-așteaptă al meu suflet, o Domnul meu drag, ca străjile ai zilei zori. Eu te laud mereu și-aștept aceea zi, când vei veni pe nori. Dar la Tine iertare ca să fii de temut, Te slăvesc, Domnul meu, pururea. Nădejdea întreagă în Tine mi-o pun, și-aștept făgăduința Ta. Nădejdea ți-o pune în Domnul mereu, Israele, nu te-ntrista. Din a tale dureri și necazuri cel sfânt te va răscumpăra. Dar la Tine iertare ca să fii de temut, Te slăvesc, Domnul meu, pururea. Nădejdea întreagă în Tine mi-o pun, și-aștept făgăduința Ta. Amin. Amin. Frumoasă cântare. Domnul Iisus să vă binecuvinteze, sora Claudia. Ne închinăm cu familia Seleș din Germania, urmată de fratele Valentin Trif, după care fratele păstor Tofan ne va duce mesajul. Te-am chemat, Tu ai venit, că ești un Dumnezeu ce aude, nu ești ca idolul cel mut, să strigi la El și nu-ți răspunde, să strigi la El și nu-ți răspunde. Ești viu și slavă locuiești, dar ridică striga un sărac, la un nenorocit te-a plec. Ești Dumnezeu adevărat, ești viu și slavă locuiești, dar ridică striga un sărac, la
la unelor ci te-a pleci, ești Dumnezeu adevărat. Îți place omul îngânfat, cel ce se bizuie pe sine, ci tu iubești pe cel smerit. Tu haritor cu tine-i bine, tu haritor cu tine-i bine. Ești viu și slavă locuiești, dar vii când strigă un sărac, la une norocii te-a pleci, ești Dumnezeu adevărat. Ești viu și slavă locuiești, dar vii când strigă un sărac, la une norocii te-a pleci, ești Dumnezeu adevărat. De aceea-ți voi mări puterea, din groapă tu m-ai ridicat. Credeam că morții eu voi fi, dar Doamne, tu nu m-ai lăsat. Dar Doamne, tu nu m-ai lăsat. Ești viu și slavă locuiești, dar mică strigă un sărac, la unde norocii te-a pleci, ești Dumnezeu adevărat. Ești viu și slavă locuiești, dar mică strigă un sărac, la unde norocii te-a pleci, ești Dumnezeu adevărat. Slavă Domnului! Domnul să binecuvânteze familia Seleș. După fratele Valentin am să vă rog să mai pregătiți o cântare. Și pe urmă fratele păstor ne va aduce mesajul. Lăudat să fie Domnul! Mi-am luat pe cale o cruce, până unde mi-o voi duce, până la sfârșit de cale, prin necaz și strântorare. Crucea pocăinței, crucea lui Hristos, portul frate în umilință, poartă-o bucuros. Crucea nu-i bijuterie, așa cum lumea o știe. Crucea e o cara lumii, că mă potrivesc minciunii. Crucea pocăinței, crucea lui Hristos, poartă-o frate în umilință, poartă-o bucuros. Crucea nu e sărbătoare, nu-i Crăciun sau postul mare, este a Domnului credință, crucea-i sfânta pocăință. Crucea pocăinței, crucea lui Hristos, port-o frate în umilință, port-o bucuros. Am căzut sub tine, cruce, dar până la sfârșit te-oi duce. Iată că Iisus, El vine și-o-i scăpa atunci de tine. Crucea pocăinței, crucea lui Hristos, poartă-o frate în umilință, poartă-o bucuros. Crucea
pocăinței. Crucea lui Hristos, port-o, frate, în umilință, port-o bucuros. Doamne, ajută-ne! Amin! Frumoasă cântare, fii binecuvântat de Domnul, frate Valentin! Familia Seleș din nou va luda pe Domnul, după care fratele păstor ne va duce mesajul. Vreau să fac o specificare. După predică, fratele păstor se grăbește, va trebui să plece, că îi stă în față o călătorie lungă. Vom rămâne noi, vor fi 3-4 cântări, fratele Doru Seleș va da un demn ca motivație de rugăciune, iar eu voi sta în duc de închinare înaintea Domnului în seara aceasta pentru toate nevoile și problemele care le avem. Acum ne închinăm cu familia Seleș. Mai sus de stele, mai sus de noi, eu merg spre țara veșnicei splendori. Pe locul veșnic de El promis, spre țara slavei, spre paradis. Acolo Mesia, ce minunat! Acolo unde nu sunt dureri, nici griji, nici lacrimi, ci sfinte mângăieri. Acolo unde e împărat Iisus Mesia, de zare, din col de apus, e al meu soare, al meu drag Iisus. Rudin pe marea cea de cleștar, voi fi cu Domnul, ce mare har. Acolo lacrimi, ci sfinte mângăiei. Acolo unde e împărat Iisus Mesia, ce minunat! Acolo unde nu sunt dureri, nici griji, nici lacrimi, ci sfinte mângăiei. Acolo unde e împărat Iisus Mesia, ce minunat! N-ai vrea și tu, dar amicul meu, să ajungi în ceruri sus la Dumnezeu, la pomul vieții să te găsești, în raiul veșnic să locuiești. Acolo unde nu sunt dureri, nici griji, nici lacrimi, ci sfinte mângăieri. Acolo unde Mesia, ce minunat! Acolo unde nu sunt dureri, nici griji, nici lacrimi, ci sfinte mângăieri. Acolo unde e împărat Iisus Mesia, ce minunat!
Domnul să vă binecuvinteze, frumoasă cântare. Înainte ca fratele păstor să ne aducă mesajul, vreau să binecuvintez pe Ana Crauciuc și totodată am sesizat un mesaj important și nu vreau să trec cu vederea. Sergiu Fuca spune așa: Doamne, eu te rog pentru cine vede și aude să se roage pentru cauza mea în numele lui Iisus Hristos să dea rezolvare familiei mele și Dumnezeu să vă răsplătească. Sergiu, scumpule, pune-te pe genunchi înaintea Domnului acolo unde ești și spune: Doamne, vezi-mi starea, vezi-mi viața, nu sunt vrednic, dar învrednicește-mă de asta în prezența ta și nu-mi lăsa ca cel rău să-mi dizolve familia și Dumnezeu îți va da izbăvire. Ascultăm mesajul adus de fratele păstor Vasile Tofan. Dragii mei, din nou este o mare bucurie să fiu cu dumneavoastră în seara aceasta. Mulțumesc din toată inima preiubitului frate Florin pentru îngăduință. Va trebui să merg la culcare după cuvântul pe care îl voi avea, pentru că mâine dimineață plec undeva spre Sighișoara. La Târnăveni voi fi mâine seară cu ajutorul Domnului, după care trebuie să mă întorc și iarăși la penitenciarul din Galați. E un antrenament puternic, dar o slăvesc pe Domnul din toată inima pentru harul de care îmi face parte. Așa că mulțumesc tare mult că pot să fiu iarăși cu dumneavoastră în seara aceasta. Și iată-ne la cea de-a treia temă. Mai întâi de toate am vorbit despre credință, pe ceea ce Apostolul Pavel spunea corintenilor: acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Și facă bunul Dumnezeu ca atât credința cât și nădejdea că într-o zi vom fi ca El. Și pentru asta să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Și dragostea, care este, dragii mei, cea mai mare dintre toate. N-am cum să uit, chiar dacă am mai spus lucrul acesta, dar îmi face o deosebită plăcere să îl amintesc și desigur să-mi aduc aminte că în acel penitenciar din Germania, unde Domnul m-a găsit, dacă m-a convins ceva să mă pocăiesc, dacă m-a convins ceva să-L urmez pe Domnul, să îi închin viața, nu a fost frica de iad, ci a fost dragostea Lui, pe care am văzut-o. Deci vă mărturisesc sincer că am vărsat multe lacrimi. Eram un tânăr de 25 de ani la vremea aceea și credeam că sunt un om dur. După 8 ani de box de performanță, eu credeam că nu plâng eu, că plâng alții. Dar acolo cred că am plâns pentru toți cei 25 de ani când mi-am văzut păcatele, când mi-am văzut viața în groapa în care era și mai mult când am văzut dragostea lui Iisus Hristos care s-a revărsat în locul acela și peste mine. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dragii mei, trebuie chiar dacă nu e plăcut, dar ca unul care călătoresc foarte mult și nu mă îndoiesc că și dumneavoastră nu sunteți străini de ceea ce voi spune. Din păcate, vedem tot mai puțin dragoste în locurile în care mergem să ne închinăm. Parcă am devenit tot mai reci. Mă uit și când venim la adunare, în loc să ne dăm o îmbrățișare, să ne zâmbim, să ne spunem un cuvânt de încurajare. Acum, desigur că nu vorbesc despre dumneavoastră care sunteți în seara aceasta aici, pentru că știu că faceți asta. Dar cei mai mulți să pun acolo în bancă, fie deschid o carte sau stau acolo, posomorâți și nu mai relaționează. Ce să mai zic, m-am uitat de multe ori la sfârșitul adunării și într-un mod deosebit duminica. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar nu știu dacă durează 10 minute, 15 minute și nu mai e nimeni în parcare. Deci nu mai e nimeni. S-a terminat. S-a dus tot. Parcă ne grăbim să ajungem la case, să mâncăm și așa mai departe. Ce frumos ar fi după slujbă să mai treacă măcar o oră în care să
relaționăm unii cu alții, să ne întrebăm de sănătate, să ne întrebăm de greutăți sau mai știu eu prin ce trecem. Ne grăbim să venim la adunare, ne grăbim să plecăm de la adunare. De ce? Pentru că așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, din pricina înmulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. Eu aș spune, deja a început să se răcească. Știți ce mă bucur, frați iubiți și surori iubite, știți ce mă bucur? Mă bucur că scrie acolo din dragostea celor mai mulți. Da? Și eu mă bucur că nu fac parte dintre cei mai mulți, fac parte dintre cei mai puțini. Și nu scrie acolo că dragostea celor mai puțini se va răci. Și mă gândesc că și preaiubitul frate Florin și familia Seleș din Germania și preaiubitul frate Trif și toți cei care sunteți aici, sunteți de acord că facem parte dintre cei mai puțini. Lăudat să fie Domnul! Dar, dragii mei, uitați-vă că Domnul Iisus spune în Ioan 13 un verset pe care mare mi-a fost surprinderea să constat că foarte mulți creștini nu-l cunosc. Da? Nu știu despre ce e vorba. Acolo spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum zice mai departe? Cum v-am iubit eu. Ce rău era, ce tragedie era dacă nu urma cuvântul ăsta. Vă dau o poruncă să vă iubiți unii pe alții. Păi, Doamne, cum să ne iubim? Dar el spune, cum v-am iubit eu? Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Chiar dacă am mai spus lucrul ăsta, întâmplarea asta, de fapt, pe unde am fost, poate că sunteți aici măcar unul sau doi care n-ați auzit, dar acolo în acea închisoare, când Duhul Sfânt a coborât în acea celulă și m-a umplut, da? Duhul Sfânt m-a umplut în acea dimineață, dragii mei, am constatat că inima mi s-a schimbat față de gardieni și față de deținuți. Îi priveam așa la început cu suspiciune și cu multe altele. Dar după ce s-a coborât Duhul Sfânt în acea dimineață, inima mea s-a schimbat și față de gardieni și față de deținuți. Și la un moment dat, erau acolo unii gardieni care îmi spuneau că eu nu sunt român. Și mă miram, zic, da, domnule, știți mai bine ca mine ce sunt? Păi zic, de ce spuneți că nu sunt român? Păi zice, românii nu se comportă ca tine. Dragii mei, când vine Duhul Sfânt în viața unui om, automat și din jur văd și văd în comportament, văd în vorbire, văd în privire și văd oamenii când exact ca și cum, și-am mai spus asta, exact ca și cum dai cu un parfum de marcă, de clasă, select, imediat cei din jurul tău simt mirosul parfumului. La fel se simte mirosul Duhului Sfânt. Și mi-aduc aminte că trecuseră ceva luni și Domnul m-a pus acolo unui test, de fapt a îngăduit, da, Domnul nu ispitește pe nimeni, dar a îngăduit o încercare ca să realizez și mai bine ceea ce el vroia să mă învețe. Și am întâlnit acolo un iugoslav care mi-a făcut multe șicane, iugoslavul ăsta. Primul om pe care el l-a urât am fost eu acolo în acel penitenciar, pentru că eram Hausarbeiter. Acum, cei care cunoașteți limba germană știți ce înseamnă Hausarbeiter, da? Administratorul casei, dacă vreți. Haideți să vă spun în limbajul românesc, eram șeful unei secții de 100 de deținuți. Eram Hausarbeiter. Nu s-a întâmplat nimic acolo fără mine. Serveam mâncarea, aveam o echipă, făceam curățenie și așa mai departe. Și acolo s-a întâmplat că aveam porție de pâine albă și porție de pâine neagră. Pâine neagră era cât voiai, puteai să primești cât vrei. Pâinea albă era porționată. Și acum
Iugoslavul acesta, când a venit acolo, mi-a cerut să-i dau pâine albă și eu l-am întrebat dacă are avizul medicului. Ca să poți primi pâine albă, trebuia să mergi la medic, să inventezi un motiv puieril. Dom'le, mă doare stomacul, nu pot să mănânc pâine neagră. Și ăla nu stătea mult la discuție, scria pâine albă, dar trebuia să ai avizul acela al medicului, fără de care nu primeai acea pâine albă. Și eu îl întreb dacă are avizul medicului și el zice nu. Și atunci am spus, îmi pare rău, nu poți să primești pâine neagră, pâine albă, poftim pâine neagră. Și mi-a adresat un cuvânt murdar în limba germană. N-am să-l pronunț pentru că nu mai cunosc cuvinte murdare, numai în inima mea și pe gura mea n-au mai ieșit, slăvit să fie Domnul. M-am uitat așa ciudat la el și m-am mirat, zic, în mintea mea era, mă, omul ăsta nu știe că eu sunt șeful aici, că eu sunt Hausarbeiter și aș putea să-i fac rău. Au mai trecut zile și, ca să scurtez povestea, într-o seară eram situat la cazanul acela cu cafea, cu ceai, parcă era, cu ceai, și când mi-am aruncat privirea, văd că el are un cuțit palmat aici, la mânecă. Da, l-am văzut, da, nu întâmplător probabil că l-am văzut, și m-am gândit că mă va ataca cu cuțitul acela, pentru că avea mare ciudă pe mine. Mi-am schimbat, recunosc că mi-am schimbat polonicul ăla pe care îl țineam, mi l-am schimbat în mâna stângă, cumva dreapta să fie liberă, știți? Acum, eu eram un prunc în Hristos, nu știam eu foarte multe despre Dumnezeu, dar am zis, băi, dacă în caz de face ceva, măcar să mă apăr, știți? Nu știu cum mă apăram, dar am zis eu așa, măcar să mă apăr. A trecut în fața mea și n-a schițat niciun gest. Eu m-am mirat. Că n-avea ce să facă cu cuțitul ăla palmat acolo la mânecă. Când a urcat, a dat să urce treptele, să meargă la celula lui, nu știu cum s-a împiedicat și i-a căzut cuțitul exact în fața mea. Și eu îl strig, colegul, vino și ia-ți obiectul ăsta de aici, că uite, ți-a căzut. El s-a înfuriat foarte tare și a venit, l-a ridicat de jos și mi l-a trecut cu lama pe la gât. Da? Mi-a atins cu lama gâtul și mi-a trecut așa și îmi spune ich töte dich. Ziceam să te omor. Și eu mă uit la el și n-am zis nimic, n-am schimțat niciun gest. Colegii mei se uitau la mine. Mă rog, aici a trecut episodul ăsta. Numai că episodul ăsta a umplut paharul, cum zicem noi. Și a doua zi eu m-am dus la șeful de secție și i-am spus despre ceea ce s-a întâmplat. Și șeful de secție m-a încurajat și a zis dă-i o bătaie bună, că noi o să-l mutăm după aia de aici. Când am auzit de bătaia bună, era taman ceea ce eu mă gândeam să fac. Dar dacă am și primit aprobarea lor, am zis, e foarte bine. Și a doua zi, și vă spun, parcă ieri s-a întâmplat, a doua zi am dat halatul jos, halatul acela alb pe care îl aveam după ce am servit masa, și am vorbit cu doi colegi, zic, uite, mă duc până în celula lui, zic că îmi trebuie un minut să îi spun câteva lucruri. Eram hotărât să-l disciplinez un pic. Frații mei dragi, Dumnezeu, vă spun cu toată inima, nu exagerez, un milimetru. Cum coboram scările să mă duc în celula lui, Duhul Sfânt a început să-mi vorbească de unde credeți? Din Matei, capitolul 5, versete pe care eu le cunoșteam, pentru că citisem de multe ori Noul Testament. Și Duhul Sfânt a început să-mi spună, dacă iubiți numai pe, dar eu vă spun, versetul 24, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă roși și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El va face să răsoară soarele său și peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și acum să fiți atenți. Și asta m-a făcut să mă întorc, să fac stânga împrejur. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce lucru neobișnuit, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Nu fac, oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru care este în ceruri este desăvârșit. Frații mei, m-am întors, colegii mei nu mai știau ce să creadă. M-au văzut așa, dacă filma cineva, ziceai că-s robot, nu mai știu ce să fac.
m-am întors, m-am dus în cameră și până în ziua de astăzi, când sunt singur cu Domnul, eu nu mă rog altfel decât cu fața la pământ. Așa îmi place să mă rog. Mă întind și mă rog cu fața la pământ. Dragii mei, m-am întins la pământ și am început să plâng. Și am zis, Doamne, îmi pare rău. Te rog frumos să mă ierți. Doamne, este adevărat că gândul acela n-a venit de la tine, a venit de la Satan. Dar, Doamne, uite cât îmi face, uite cât îmi faci. Nu vă spun, mi-a făcut multe. M-a înjurat, m-a umilit, multe mi-a făcut. Și am zis, Doamne, nu mai înțeleg. Ce să fac? Și Duhul Sfânt îmi spune, pentru că vedeți dumneavoastră, dragii mei, am să fac aici o paranteză. Foarte mulți dintre cei care spun că au primit Duhul Sfânt constat astăzi, și vă rog să fiți atenți pentru că are o mare importanță, constat astăzi că nu cunosc cuvântul. Dragii mei, e încredințarea mea personală și vă spun cu toată inima. Eu mă îndoiesc că un om poate fi plin de Duhul Sfânt dacă nu e plin și de cuvânt. Eu mă îndoiesc. S-ar putea să fie plin de Duhul Sfânt, dar durează foarte puțin. Și vă spun de ce. Pentru că Duhul Sfânt, Domnul a spus-o, zice, El vă va, când va veni Mângâietorul, vă va călăuzi în tot adevărul. Păi, dragii mei, noi știm că adevărul este cuvântul lui Hristos. Și dacă eu am un GPS performant, dar nu am și cardul cu hărți în GPS-ul ăsta performant, păi nu are în ce să mă conducă GPS-ul ăsta, oricât de performant ar fi. Dacă nu e cuvântul lui Dumnezeu în mine, dragii mei, nu mă poate călăuzi Duhul Sfânt în adevărul lui Dumnezeu, ci merg așa, haotic. Da? Și astăzi e mult haos în viața multor copii al lui Dumnezeu. De acolo că, păi cu cine să mă căsătoresc? Păi du-te la proroc, să mă iertați, să nu credeți că disprețuiesc prorociile, nici vorbă. Dar până la proroc, ai prorocul care este Biblia și care nu te minte niciodată, binecuvântat să fie Domnul. Și dragii mei, deci până acolo eu trebuie să fac niște pași. Mai întâi îl întreb pe tata, că sunt fiu și am cuvântul lui care mi l-a lăsat. Dacă nu răspunde prin cuvânt, desigur că Dumnezeu trimite. Dar astăzi, una, două, eu când aud chestiile astea, că să sunăm un vas, să sunăm un vas. Păi mai oameni buni, unii au ajuns parcă la proroc ca la ghicitor. Și încă o dată, vă rog frumos, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Mie Domnul mi-a vorbit nu odată, printr-o soră, printr-un frate, nu odată, de multe ori. Dar nu am căutat una, două, să mă duc la proroc, să mă duc la proroc. Mă întorc. Și Duhul Sfânt îmi cita. Cita din ceea ce eu am băgat. Din ceea ce eu am introdus, pentru că până să mă boteze Domnul în Duhul Sfânt, am citit de câteva zeci de ori Noul Testament. Am citit toată Biblia, dar Noul Testament, într-un mod deosebit, l-am citit de multe ori. Și Duhul Sfânt îmi spune, dar nu știi ce spune în Romani? Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. De ce nu-i dai pâine albă? Pentru că, dragii mei, eu puteam să-i dau pâine albă, dar nu voiam să-i dau, pentru că eu eram șef acolo și vă dați seama că ăia nu mi-aduceau fix porțiile de pâine albă câți erau acolo. Mi-aduceau mai mult de porțiile care erau. Și puteam să-i dau pâine albă, dar de ce nu-i dădeam? Pentru că nu mă respecta, clar. Și atunci Domnul mi-a spus, de ce nu-i dai pâine albă? Păi, Doamne, nu mă respectă. Păi, da, uite ce spune acolo. Și apoi cuvântul ăsta din Romani m-a convins. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Frații mei, m-am ridicat cu o bucurie de acolo, de la rugăciune, de îmi venea să dansez singur în celula aia. A doua zi, ce credeți? Plin de bucurie m-am dus cu porția de pâine albă la iugoslavul ăsta, i-am întins-o, i-am și adresat o formulă politicoasă, Bitășun și așa mai departe și eu am așteptat că ăsta să facă o plecăciune în fața mea și să zică, vai, ce impresionat sunt. Dar mi-a trântit ușa în nas și de dincolo de ușă iarăși mi-a adresat un cuvânt murdar. Pe loc m-am întristat, pe loc. Și am zis, Doamne, nu să...
Și Duhul Sfânt m-a întrebat, dar tu pentru cine faci ceea ce faci? Pentru El sau pentru mine? Și atunci, dragii mei, am înțeles clar. Viața de credință eu trebuie să o trăiesc în așa fel încât să plac Tatălui, nu oamenilor, dragii mei. Și acum vreau să vă spun ceva și vă rog să fiți foarte atenți. Mulți, și n-am văzut puțin, mulți, și eu m-am numărat printre ei o vreme, credeți-mă, și eu m-am numărat. Am căutat să trăiesc viața de credință să mă vadă oameni. Cum mă îmbrac, cum aia, cum aia. Dacă tu îți trăiești viața de credință să te vadă oamenii, mai devreme sau mai târziu vei claca. Dar dacă trăiești viața de credință și dacă ceea ce faci, o faci pentru Hristos, atunci ești un om binecuvântat. Tocmai de aceea eu mă mir tare mult când mă uit prin atâtea adunări, ies oamenii să cânte. E, dragii mei, vă spun, dacă fața nu ți este în acord cu cântarea, acum dacă cânți la o mormântare, n-ai cum să e o cântare de mormântare, e clar. Dar fraților, când oh, cât mă simt de fericit că am Mântuitor, păi nu pot să cânt decât cum se cade, da? Și să exprim prin cântare să se vadă și pe fața mea. Am înțeles ceea ce mi-a cerut Domnul și din momentul acela am început să-L slujesc ca un rob, exact ca un rob. Se uitau gardienii, nu înțelegeau. Se uitau colegii mei, nu înțelegeau. El a crezut că mi-e frică de el, că tremur, să vedeți ce dispreț, să vedeți cum mă disprețuia. Până într-o zi. Pentru că atunci când îți faci partea, Dumnezeu își face parte. Și ceea ce s-a întâmplat, dragii mei, am să țin minte cât trăiesc pe pământ. Era o seară și eram cu românii care erau acolo de vorbă și la un moment dat îmi întorc privirea și mă uit exact spre el. Și el îmi face un semn așa cu degetul. Și mă duc la el. M-am gândit că vrea să-i spăl ciorapii sau, mă rog, avea o nevoie, da? M-am gândit. Și am zis, Doamne, n-are importanță ce-mi va cere, voi face ce-mi va cere. Și când m-am apropiat de el, acum cei care știți limba germană, știți că în germană pot să spun was willst du sau was möchten Sie. Was möchten Sie e o formulă de politeți. E o formulă deosebită. Și eu i-am spus, măcar că eram la pușcărie, eu i-am spus was möchten Sie. Adică, ce doriți dumneavoastră? El se uită câteva secunde la mine și mi întinde mâna. Și îmi spune, te rog să mă ierți. Uite, știu de ce ai făcut tot ce ai făcut. Am aflat că ești creștin. Frații mei, dacă în seara aia îmi spuneau să plec acasă în România, nu mă interesa. Era zero. M-am dus în cameră, că n-am putut să nu plâng. Și zice, mai întâi de toate i-am mulțumit lui Dumnezeu, Doamne, atât de ușor puteam să-L lovesc. Și nu-mi trebuia decât o jumătate de pumn, nu un pumn întreg. Atât de ușor, Doamne, puteam să vorbesc cu gardienii, să-L mute de aici și să-I fac rău și multe. Îți mulțumesc că nu m-ai lăsat. Și îți mulțumesc că mi-ai vorbit ca să pot să fiu o mărturie. Frați și surori, oamenii nu vor vedea nimic. Oamenii nu sunt impresionați și nu mai sunt impresionați de nimic. Dar sunt mișcați când văd dragostea lui Dumnezeu. Atunci sunt mișcați. Și nu mă îndoiesc, cei care sunteți în seara aceasta aici, puteți să depuneți multe mărturii. Multe mărturii. Când ați făcut ceva și ceea ce ați făcut a fost din dragoste pentru Hristos și pentru persoana respectivă, atunci oamenii au înțeles. Vedeți dumneavoastră, oamenii, ceea ce au văzut în Hristos a fost dragostea Lui și acolo pe cruce și ne uităm la sutașul acesta care era la piciorul crucii, la căpetenia aceea, când Domnul și-a dat viața, vă dați seama că l-a auzit ce a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și când Domnul și-a dat Duhul, a spus, cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu.
Pentru că, dragii mei, dragostea lui Hristos a venit și l-a copleșit. Asta trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne întoarcem, frații mei iubiți, la această dragoste. Că dacă suntem sinceri, să recunoaștem, frați și surori, nu ne mai iubim unii pe alții. Dacă suntem sinceri, avem un respect, avem o îngăduință, dar, frații mei, nu ne mai iubim unii pe alții, așa cum ne-a poruncit Domnul. Și cum ne-a poruncit Domnul stă scris în 1 Corinteni, capitolul 13. Ai definiția dragostei, nu e alta. Nu este alta. Mă uit astăzi cu mare durere în inima mea, cum ne-am pornit unii împotriva altora. Nu mai ținem cont, dăm pe rețelele de socializare, nu mai ținem cont. Am stat odată de vorbă cu cineva, băi frate, făcuse, mă rog, dăduse, scrisese despre un frate pe internet. Și a zis, bă, frate, dar nu e normal, nu, domne, că trebuia să vorbească. Bă, frate, nu este normal, frate și soror, dragostea, eu citesc acolo, acoperă nu o parte, ci totul. Totul. Acoperă totul. Când tu vorbești despre cineva, când tu ai arătat cu degetul spre cineva, părerea mea este că te-ai descalificat. Vreau să vă mărturisesc că în ultimii ani, dacă cer ceva, mai ales de vreo 4 ani încoace, dacă îi cer ceva lui Dumnezeu, Doamne, vreau să iubesc, Doamne, dar nu pe fratele meu, ci pe vrăjmașul meu vreau să-l iubesc. Frați și sorori, vor veni vremuri foarte grele. Și dacă dragostea aceasta nu arde în inima noastră, nu vom sta în picioare. N-avem cum. Imposibil. Că dacă această dragoste nu va sta, nu va arde în inima noastră, imposibil. Știți ce m-a impresionat? E enorm în acea închisoare unde eu am citit Biblia, că acolo am citit cel mai mult Biblia, acolo a fost startul. Știți ce m-a impresionat? Multe exemple, dar câteva exemple omenești mi-au rămas în inimă. Și primul exemplu care m-a impresionat, știți care a fost? Dragii mei, exemplul lui Iosif. Și Iosif era din Vechiul Testament. Da? Iosif nu cunoscuse ziua cincizecimii, cum mulți dintre noi am cunoscut-o. E, când eu am citit acolo ce i-au făcut frații lui, și știți povestea, dar nu mai amintesc, și ajunge Iosif, de fapt, să spun altfel, ajung frații lui la mâna lui Iosif. Și, dragii mei, care dintre noi am stat și m-am gândit, Doamne, cum să mă comport așa cu ei? Eu mă răzbunam, vă spun sincer. Nu, poate eu nu-i omoram, dar îi țineam un pic la pușcărie bine. Nu 13 ani cât a stat Iosif, dar vreo 5 ani îi țineam. După aceea, mă duceam și o chemam pe nevasta asta a lui Potifar. Ia vino Dudui încoace și acum mărturisește. Ia dați-i vreo 100 de bice pe spinare ca să recunoască că nu eu am tras de ea, ci ea a tras de mine. Nimic. Dragii mei, știți ce m-a impresionat? Că primii copii al lui Iosif s-au numit Manase și Efraim. Și știm cu toții, da? Citiți Biblia, nu vă spun noutate, da? Puteți dumneavoastră să-mi spuneți mie mai bine decât vă spun eu, mulți dintre dumneavoastră, dar unii știți că primul copil l-a numit Efraim, care înseamnă uitare. Da? Uitare. Frați și surori, n-ai cum să rodești, pentru că Efraim înseamnă rodire. Da? N-ai cum să rodești dacă nu uiți. De fapt, asta înseamnă să ierți. De fapt, asta înseamnă dragoste. Când tu tot amintești ce ți-a făcut ăla, și de ani de zile tot amintești când prinzi un prilej, frate, soră, tu n-ai iertat și tu nu iubești. Ăsta e adevărul. Deci nu ne putem ascunde după deget. Și nu iubim pentru că mai întâi trebuie să uităm. Păi asta înseamnă să ierți. Dar pe mine m-a copleșit. Deci exemplul lui Iosif m-a copleșit, m-a străpuns, m-a făcut praf în acel moment. Am plâns cu hohote zile întregi, săptămâni întregi. Nu-mi venea să cred. Doamne, nu se poate așa ceva. Prototipul Domnului Iisus, da? Dar m-a mai impresionat un exemplu. Fantastic. Dragostea dintre Ionatan și David. Frații mei. Deci nu mi-a venit să... Așa dragoste între doi bărbați, o dragoste curată, da? Că dacă ar auzi băieții ăștia cu curcubeul ăsta, ar zice ei altceva.
dar acea dragoste curată între doi bărbați. Și iată ce face Ionatan cu David în această iubire. Și, dragii mei, ar trebui să facem și noi. Și din seara asta, eu tare mult mă rog să... Eu am făcut asta, dar vândem și pe dumneavoastră. Dragii mei, să facem un legământ. Ce fel de legământ? Să facem un legământ așa cum a făcut Ionatan cu David. Și dacă veți citi în 1 Samuel, capitolul 18, veți vedea că primul lucru pe care l-a făcut Ionatan, a dezbrăcat mantaua. Știți ce însemna asta? Asta însemna că Ionatan îi declara lui David: Davide, tu ești mai presus ca mine. Uite, ia mantaua mea. După rânduială omenească, eu urmez la tron. Dar nu. După rânduială dumnezeiască, tu ești. Și eu recunosc lucrul ăsta și ia mantaua mea. Frați și sorori, dacă ar fi atitudinea asta în adunările noastre, nu ar mai fi certuri la alegerile astea. Eu nu înțeleg alegerile astea, dar nu comentez, nu. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Eu știu că Dumnezeu cheamă, iar biserica confirmă. Nu tragem la bilețele, voturi și astea sunt la companii, astea sunt în lume. Dumnezeu cheamă și biserica confirmă. Dar dacă noi am face legământ, dacă noi am avea acea dragoste ca lui Ionatan, și încă o dată spun, Ionatan nu avea, nu a trăit ziua 50.000. Și îi spune lui David: David, uite, ia mantaua, dar mai face ceva. Ce? Fraților, predă armele. Zice că îi dă sabia, îi dă arcul și îi dă cingătoarea. Și asta înseamnă, uite, Davide, eu de astăzi hotărăsc să nu te mai rănesc. Să nu te rănesc niciodată, nu că să nu te mai rănesc. Să nu te rănesc. Uite, ia armele. Da, eu am predat armele. Dragii mei, ce frumos ar fi să predăm armele. Și prima armă pe care trebuie să o predăm este sabia, adică limba, frații mei. Aia e sabia cu care ne rănim. Aia e sabia cu care ne sfâșiem unii pe alții. Bârfim, vorbim de rău și așa mai departe. Ce bine ar fi ca atunci când avem și spunem că avem dragoste să fim atenți cum vorbim unii cu alții. Ce bine ar fi să predăm armele. Asta a făcut Ionatan cu David. A predat armele. Și v-am dat două exemple din Vechiul Testament. Acum să vă dau două exemple din Noul Testament, care atunci când l-am citit, la fel m-au copleșit. Și primul exemplu pe care vreau să vă-l dau, vă duc în templu, frații mei, Ioan, capitolul 8, când Domnul Iisus scrie în Ioan 8, dis de dimineață învăța pe norod în templu. Și farisei ăștia și cărturarii ăștia, de care spline adunările noastre, erau după el. Și i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Și uitați-vă la Domnul Iisus. Câtă dragoste, da? Dragoste pe care aș vrea să o am și eu, ori de câte ori sunt atacat. Pentru că suntem atacați. Ăștia au venit să-l atace. Și spune învățătorule, uite, femeia asta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Și când citesc Ioan 8, închid ochii și sunt în templu, frații mei. M-am dus acolo în templu și îl văd pe Domnul Iisus privindu-i. Și Domnul n-a vrut să-i facă de rușine. Putea să-i facă de rușine, să le zică tare ce a scris pe pământ, putea să le zică verbal, dar să le zică cu gura ce a scris pe pământ. Dar el a zis nu. N-am să le zic tare, ci am să scriu pe pământ. Și, dragii mei, fiind acolo în templu, m-am uitat și eu să văd ce a scris pe pământ. Și am văzut. Prin Duhul Sfânt am văzut. Și ce a scris Domnul pe pământ? Scrie în text, de fapt. Dacă îl rogi pe Duhul Sfânt să-ți deschidă ochii, vezi în text. Domnul Iisus i-a bătut exact cu armele lor. Zice, Moise în lege ne-a poruncit. Hai să vă scriu ce v-a poruncit, că nu știți. V-a poruncit că atunci când prindeți o femeie în preacurvie, să o scoateți la poarta cetății. Că dacă o băgați în templu, ați spurcat templu. Păi asta e grav. Era grav să bagi o femeie prinsă în preacurvie în templu. Era crimă. Trebuia să o scoateți la poarta cetății, pentru că acolo spune legea lui Moise că trebuia omorâtă. Una la mână. Doi. Legea lui Moise spune că trebuie să omorâți și pe ea și pe el.
Dar unde e el? A, ați aranjat treburile. Frații mei, știți ce admir? Mă uit la Domnul Iisus, se asigură că ei au văzut și apoi îi întreabă, care dintre voi este fără de păcat? Să arunce primul cu piatra. Păi ce să mai arunci? Când ai băgat femeia în templu și ai spurcat templu și apoi ai aranjat cu ăla, lui ăla, ai dat drumul și ai adus-o pe ea. Păi ce să mai arunci? Și au ieșit. Asta e o dragoste uluitoare. Și frați și sorori, haideți să învățăm atunci când suntem atacați să nu mai răspundem cu aceeași monedă, ci să îl neîncredințăm dreptului judecător. Și suntem atacați, poate suntem învinuiți. Eu am fost de multe ori învinuit. Că aia, că nu știu ce, că mai mult. Știți ce m-am bucurat? Am zis, Doamne, uite, lucrează Tu pentru mine. Și, bineînțeles, n-am făcut asta de prima dată, dar am învățat să mă smeresc și am învățat să-L las pe Dumnezeu. Când Dumnezeu e de partea ta, iubiți frați, iubite surori, El face dreptate. Și apoi rămâne singur cu femeia asta. Putea să-i facă o dojană bună. Putea să o mustre, să nu-i mai trebuiască niciodată. O întreabă, femei, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne. Nici eu nu te osândesc. El avea dreptul să osândească. Dar nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. O dovadă de dragoste extraordinară. Și apoi, dragii mei, o altă dovadă de dragoste, poate vă veți mira. Pe mine mă șochează, mă uimește. Dragostea față de Iuda. Dragostea Domnului Iisus față de Iuda. Când în grădina Ghețiman Iuda vine cu ceata ostașilor, prima dată Domnul se lasă sărutat. Păi acum haide să fim serioși. Când știi că unul te trădează, te spune la securitate și te așteaptă niște ani de pușcărie sau chiar moartea, nu îl mai lași să te sărute. Îi pui mâna în piept, rămâi acolo. Al doilea lucru, auziți ce cuvânt uluitor îi spune Domnul. Prietene, cu o sărutare. Păi cum, Doamne, ăsta e prieten? Doamne, dar nu-i prieten ăsta, o să-i spui oricum, dar nu prieten. Ba nu, Domnul îi aluncă ultimul colac de salvare. Frați și surori, știți ce mă doare pe mine? Mă doare că atât de ușor excludem oamenii. Atât de ușor îi exclude. Mă doare tare mult. Știți ce mă doare pe mine? Că predicăm despre curvarul din Corint că a fost dat pe mâna satanei. Și e adevărat că scrie Biblia. Dar uităm să mai predicăm și acum primiți-l înapoi ca să nu fie doborât de prea multă întristare. Aia uităm să mai predicăm. Pentru că, vai Doamne, dacă a făcut asta, nu e normal. Să nu înțeleagă cineva. Vă rog frumos, nu înțeleagă ceea că am mai auzit. Oh, păi fratele Vasile, a spus unul dintr-un ținut din România, păi fratele ăsta Vasile zice, vrea să bage pe toți curvarii în cer. Și când am auzit, eu i-am spus, păi măi frate, n-ai auzit că înaintea mea a spus-o Domnul. Adevărat, adevărat vă spun că înaintea voastră vor intra, taman curvarii, vor intra înaintea voastră în împărăția cerurilor. N-am spus-o eu, a spus-o Domnul Iisus. Pentru că am întâlnit un frate, da, botezat, mă rog, alunecat, l-am întâlnit în închisoarea din Galați. Fraților, n-ați fi vrut să vedeți cum plângea și cum s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Ce trebuia eu să fac? Să-l scuip? Ce trebuia să fac? Să-i întorc spatele? Ce trebuia să fac? Păi am făcut exact ce mi-a spus Domnul. Am fost în temniță și ați venit pe la mine, pentru că de aceștia vorbești. Acum nu-i treaba mea. Eu l-am ajutat și l-ajut și a zis, frate, uite aici, clar că după ce David a păcătuit, el n-a mai fost folosit în lupta, e clar. Fraților, au dreptul oamenii la iertarea lui Hristos. Eu sunt uimit când astăzi aud pe unii că nu mai folosesc Evrei 6. Păi oameni, o să vorbim poate odată și despre Evrei 6. Dar Evrei 6 nu este în dreptul unui om care mai poate vărsa lacrimi. Câtă vreme mai poți vărsa lacrimi, câtă vreme mai există un gram de durere în inima ta, acolo e Duhul Sfânt care te cercetează și care nu te lasă. Binecuvântat să fie Domnul. Și dragii mei, dați-mi voie
să mă apropii de încheiere cu un exemplu pe care l-am citit în cartea fratelui Wolbrand și care, dacă nu spunea, dacă nu scria acest om, pe care îl cunosc, adică nu l-am cunoscut personal, dar am aflat multe despre el, că a suferit 14 ani jumătate în temnițele comuniste. Deci, indiscutabil, un om al lui Dumnezeu. Dacă nu citeam în cartea dumnealui, eu personal nu credeam. Am citit într-una din cărțile dumnealui că într-o adunare o fată a rămas însărcinată, necăsătorită. A rămas însărcinată. Și de frică să nu o omoare tatălui cu bătaia, de frică, fata a spus, m-am culcat cu păstorul. Taicul necredincios a așteptat să născut copilul și la un moment dat, când biserica era, s-a dus cu copilul în brațe, direct la amvon și a strigat în gura mare, ia-ți rodul curvii tale nemernicul. Și, dragii mei, a ieșit. Toată biserica a rămas șocată. Omul ăsta a coborât de la amvon și n-a spus absolut niciun cuvânt. A fost împroșcat în toate felurile 3 ani de zile. A fost exclus, a fost dat afară, oamenii treceau pe la poartă, scuipau și așa mai departe. După 3 ani, fata a recunoscut pentru că nu mai putea să doarmă. Nu există niciun păcat care să rămână ascuns înaintea lui. Aia nu există niciodată. Mai devreme sau mai târziu, iese la iveală. Și fata a spus, tată, nu păstorul, și a recunoscut. Și primul lucru pe care l-a făcut tatăl fetei s-a dus la ușa păstorului, la poarta lui. Și a zis, Domnule, cine ești dumneata? Și păstorul s-a uitat la el și a spus, din ziua în care m-am întors la Dumnezeu, eu am murit împreună cu Hristos. Și în cartea asta pe care o predic, am citit ca un miel pe care îl duci la tăiere, ca o oaie mută înaintea celor ce tund, așa nu și-a deschis gura. Dacă Dumnezeu a îngăduit asta, înseamnă că Dumnezeu are un plan. Apărătorul meu, e scris în Biblie, apărătorul meu este Dumnezeu. Și am zis, Dumnezeu este acela care îmi va face dreptate. În urma a ceea ce s-a întâmplat, jumătate din satul respectiv, spunea fratele vorba, s-au pocăit, s-au întors prin exemplul acestui om. Și ce m-am gândit atunci? Doamne, cum reacționez eu când sunt învinuit? Cum sar când cineva mă învinuiește pe nedrept? Atâtea lupte între noi și atâtea lucruri între noi. Dacă am ști să ne smerim și dacă ne-am încredințat dreptului judecător, Dumnezeu ar lucra cu mare putere. Și acum, dragii mei, de unde vine dragostea asta? Dragostea asta vine din Duhul Sfânt. Un om plin de Duhul Sfânt este plin de dragoste. Nu există, eu când aud astăzi, că l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt și dacă l-a înțepat un pic dacă l-a înțepat, s-a dus în tavan și imediat e gata să sară la tine. Băi, om bun, ce Duh Sfânt te-a botezat pe tine? Eu am impresia că te-a botezat un alt Duh, nu Duhul Sfânt, nu Domnul, dar nu te-a botezat Domnul, că Domnul botează cu Duhul Sfânt. Când Domnul m-a botezat în Duhul Sfânt și botez de pune mărturie mulți dintre dumneavoastră, m-a umplut de dragoste, frații. Dragoste pentru cuvânt, dragoste pentru cei care se pierd, dragoste pentru cei din casa mea, dragoste pentru toți oamenii, dragoste pentru vrăjmașii mei. Nu e timp, că v-aș da mai multe exemple din trăirile mele personale cu oameni pe care Dumnezeu mi-a scos în cale și mi-a dat har să mă comport. Dar dragostea aceasta vine de sus. Știți ce a spus Domnul Iisus? Dacă voiește cineva să vină după mine, mai întâi de toate să se lepede de sine, apoi să-și ia crucea și să mă urmeze. Și mulți ani de zile eu n-am înțeles, crucea este mai întâi relația pe care trebuie să o ai cu Dumnezeu. Ăsta e lemnul vertical care stă în picioare. Pentru că prima poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău. Și, dragii mei, dacă împlinim, dacă așezăm bine lemnul ăsta vertical, se așează și celul orizontal, adică să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. De-aia nu ne mai iubim unii pe alții, pentru că nu-L mai iubim pe Dumnezeu. Pentru că dragostea lui Dumnezeu nu mai curge prin noi, pentru că nu mai avem relații. Noi avem, mulți dintre noi, religie. Întreb religia aia, nu mă interesează religia. Ce pe mine mă interesează relația. Să am o relație sfântă, să am o relație vie cu Hristos, cu Dumnezeu. Și atunci când El
trăiești în tine, oamenii vor vedea nimic altceva decât Hristos. Îl vor vedea pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste și dragostea este Dumnezeu. Facă bunul Dumnezeu ca în aceste vremuri foarte grele pe care le trăim să înțelegem și să ne lipim mult inima de Domnul, adică să ne întoarcem la cuvânt. Să ne întoarcem la cuvânt. Mă doare tare mult că mergem la culcare din fața telefoanelor mobile, a tabletelor, a mai știu eu ce, și nu mergem la culcare din fața Domnului. Păi cum să strălucească fața? N-are cum. Mă doare că dimineața primul lucru, primul obiect pe care îl deschidem este telefonul mobil și nu este Biblia. Asta e o durere în inima lui Dumnezeu. Facă bunul Dumnezeu să trimită din cer un har, să urâm tot ceea ce este în lumea asta și să ne îndrăgostim de Domnul. Și în felul acesta, dragii mei, oamenii îl vor vedea pe Hristos în noi. Acum rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Oamenii nu sunt impresionați. Oamenii pe oameni nu interesează, nu-i mai interesează pe oameni nici minunile, am observat. Nici minunile, păi el a vindecat, dar oamenii sunt mișcați când văd dragostea lui Dumnezeu. Oamenii sunt mișcați și Dumnezeu ne oferă ocazii, ne oferă prilejul să le arătăm oamenilor dragostea lui Dumnezeu. Și asta l-am rugat, Doamne, nu-mi da niciun dar. Mi-a dat daruri, Dumnezeu îi mulțumesc. Doamne, mai presus de orice, dă-mi dragostea pe care Tu ai avut-o, Doamne Iisus. Și vedem, frații mei, privind în cele patru evanghelii, care sunt de fapt inima Scripturii. Cele patru evanghelii sunt inima Scripturii. Îl vedem pe Hristos și Duhul Sfânt este acela care ne-l revelează. Mă impresionează mult acești greci care s-au dus la Filip și i-au zis așa un cuvânt de simplu. Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Asta vor oamenii astăzi, să-L vadă pe Iisus. S-au săturat de teologia noastră, s-au săturat de vorbăria noastră, s-au săturat oamenii de tot. Oamenii vor să-L vadă pe Iisus. Și, dragii mei, dacă trăim așa cum El ne-a învățat și dacă stăruim înaintea lui Dumnezeu să trăiască El în noi prin Duhul Sfânt, atunci oamenii vor vedea pe Hristos și vor veni la pocăință. Numele Tatălui, numele Fiului și al Duhului Sfânt să fie înălțat în vecii vecilor. Mulțumesc din suflet preibidului frate Florin și fiecăruia în parte. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunteți aici 71 de suflete care sunteți la părtășie. Îmi doresc ca dragostea lui Dumnezeu, turnată prin Duhul Sfânt, să vă umple inima și viața în fiecare zi. Și oamenii să zică, nu, omul ăsta nu-i de aici. Femeia asta nu-i de aici. Nu are cum să fie de aici. Pentru că, uitați-vă, în jur oamenii devin tot mai răi. Și vedem clar că din pricina mulțirilor fără de legii, oamenii se înrăiesc. Oamenii, o dragoste oamenilor se răcesc. Facă bunul Dumnezeu ca dragostea noastră să fie tot mai înflăcărată pentru Dumnezeu și pentru semenii noștri. Amin. Amin. Dragilor, ca și concluzie. În Vechiul Testament vedem pe Ionatan, pe David și pe Iosif cu o dragoste extraordinară, dar mai ales pe Iosif pentru a fi sfânt, să stea ani de zile în pușcărie. Ați auzit de fratele Vasile, de acel păstor, ca jumătate dintr-o localitate să vină la pocăință, a tăcut și 3 ani, a suferit scuipări și ocară. A suferit Hristos 3 ani și jumătate în lucrarea mesianică. Păcatul meu și păcatul tău, bătăile de joc, ești pregătit? Sunt pregătit să fac la fel? Aleluia! Scumpilor, am anunțat de mult un proiect pentru Ucraina. S-a vorbit despre dragoste. N-aș fi amintit. Sunt martor aici care m-a auzit că nu vreau să mai anunț live niciodată. Sunt martor aici. Avem un proiect cu Ucraina. Inima închisă, nu știu unde e dragostea.
Nu vreau să acuz pe nimeni, că fiecare aveți probleme și nevoile voastre. Dar vorbindu-se de dragostea asta, să-ți vină să spună, ia-ți rodul curviei tale și tu știi că e sfânt să te taci, îmi amintesc de Hristos când îl bate, n-auzi ce spune? Iisus tăcea. Ești pregătit să taci sau sar, cum a zis fratele Vasile, până în tavan? Diferența între oaie și lup îmbrăcat de oaie, în haină de oaie, știți care-i? La oaie dai o botă, nu-i vinovată, pleacă capul în jos, se duce înainte. Dar lupul îmbrăcat în haină de oaie nu mai arta bota, strânjește la tine. Am avut nevoie de un cuvânt de ăsta să ne vorbească Dumnezeu. Întrebarea e, cu ce rămân? Mă întreb eu pe mine. Și mă rog Domnului să știu cu ce să rămân. Dar să nu uitați că toți sfinții Domnului au suferit. Amen. Sub lovituri de pietre, Ștefan se uită în sus în cer, spre cer și îl vede pe Dumnezeu pe tron și pe Hristos. Cu câtă cinste a primit Dumnezeu moribund, datorită faptului că l-a cinstit în viață. Cu câtă cinste s-au dus, zice, să-l omoare și pe Lazar, că din pricina lui, slujitorul tăcut l-a numit eu, mulți s-au crezut, s-au întors la Hristos și nu vezi nicio predică de al Lazar. Dar vreau să-l vadă și pe el. Din pricina lui, multă lume s-a întors la Hristos. Ești pregătit să plătești prețul, să-ți vină soția, să-ți vină soțul, să-ți vină copiii la mântuire? Știi că trebuie să bagi mâna de multe ori în buzunar pentru copilul tău care poate vine și te minte în față și merge și își ia țigări? Și tu nu-i dai cu gândul ăsta să-și ia țigări. Dar ești pregătit să plătești prețul? Prietene, ce ai venit să faci, fă, a zis către Iuda. Și a continuat. Cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului? Oare v-ați întrebat vreodată ce spunea fratele Vasile? Că necitind Scriptura, nu știm să băgăm mâna în buzunar, nu știm să ne rugăm, nu știm la urmă să zicem, frate, hai și până la mine. Am să vă relatez un caz foarte adevărat. Lângă Oradea, într-o localitate, vine un îmbrăcat cu o pălăre de coboi, puș de aia de coboi din Houston, American, și îl întreabă bănul, bă, tu ești ăla? Da, eu sunt. Bă, uite aici, ți-am luat 10.000 de dolari. Zice, păstor, bă, ți-am crezut că mă bate. Și tot același om spune cazul care vreau să vi-l spun acum. A zis, Doamne, plecă în România la o biserică și cine mă va chema la el acasă? Am să-i dau ăștia 10.000 de dolari. Și se întâmplă că în ziua când a mers la biserica aceea în România, după ce plecase din America și ajunsese cu bine prin harul Domnului în România, vine un derbedeu la biserică care n-a venit de nu știu câți ani de zile. Cum a spus fratele Vasile, se întâmplă, dragilor? În 10 minute nu trebuie. Fratele Vasile a fost indulgent 15 minute. 15 minute liberează o biserică de 2000 de membri, iertați-mă. Nu suntem mai întrebe. Frate, nu vii la noi. Și merge derbedeu la biserică. Iertați-mi noțiunea. Am vrut să fiu deschis cu voi. Și vreau să fiu deschis. Și-l vede că nu le-a nimeni și zice, auzi, vină la mine și vei fi cinstit. Clar mirosit a țigări, fratele, vă dați seama cum a mers cu el. Pe drum, până acasă. Și-a mers. Și-a zis către mama lui așa, mamă, acesta este musafirul meu. Vreau să-l cinstești cum se cuvine. Fratele, în gândul lui, Doamne, pe tu la ăsta care mirosă țigări vrea să-i dai 10.000 de dolari? Pentru ăsta mai trimă ăsta aici, Doamne? Și vocea îi spune, împlinește zruința. Să termină masa, fratele spune de ce a venit, a lăsat banii și a plecat. A fost motivul întoarcerii de la Dumnezeu acelui tânăr. Dar de atunci și până în ziua de azi, în acea biserică, cum vine un musafir, cum zice păstorul Amin, să îngrămădesc frații în față. Hai frate, hai soră, hai tineri, hai tineri la noi la masă. Scumpilor, prețul trebuie să-l plătesc și trebuie să-l plătești. A plecat fratele Vasile în Germania că boxează.
mergând pe drum, îi se schimbă planul și îi spun vagabonță ce gând a avut cu el. Aceasta nu v-a spus, vă spun eu, că eu știu foarte bine. Am ascultat și am ascultat, îi sorbeam cu buzi la Viena. Și de rușine, a ajuns unde a ajuns. Și când a intrat acolo un om prin care fratele Vasile s-a întors la Domnul, mi-am tezit de cuvintele fratelui Vasile că spuneam, ce ai făcut? Nimic. Băi, zice, ne uitam la el o față senină, toți eram cu frunțele ca acordeon și ăsta vine și spune, n-am făcut nimic, dar avea o față senină. Am mintit chiar prima dată fratele Vasile de fratele. Și după aproape 20 de ani se întâlnește fratele Vasile cu el în Belgia, în Brussel, într-o biserică. Ce bucurie a putut să fie acolo, vă imaginați? Ne-a povestit fratele Vasile de dragostea lui Dumnezeu. De dragostea care trebuie să am eu, Florin Peter, în mine, față de cel de lângă mine. Oare unde-i dragostea aceea care zice Scriptura că acum rămân acestea trei, nădejdea, credința și dragostea? Cea mai mare dragoste. Dragostea e Hristos. Unde e Hristos din viața mea? Când eu închid buzunarul și dacă spun unele lucruri, lasă-i, dă-le baci. Nu vreau să intru în amănunte, vă rog să mă iertați. Duhul Domnului îmi pune pe inimă să vă spun că trebuie să ne schimbăm împreună cu mine. Dacă nu ne schimbăm, scumpilor, și dacă mergem cu piatra, să știți că ne va lovi pe noi piatra aceea. Piatra aceea se va transforma în bumerang. Și nu știu cum o să fie atunci când o să pleci din viața aceasta și nu o să-ți vezi copilul sau soția sau copiii mântuiți. Unul din grupul Harul a povestit că a plecat, a luat-o pe căile lumii. Un cântăreț de la Hunedoara. Și s-a întors el, mama lui plângea, se ruga Domnului să se întoarcă la Domnul. Și să întoarce el cu atâta bucurie acasă, să spună mamei lui că Domnul i-a schimbat viața. Și îi spun vecinii, acum oră a dus o salvare la spital, se duce repede la spital. Și urcați cările acelea, vă dați seama că un fiu întors la Domnul, grăbit să spună, mamă, m-am întors la Domnul. Și când deschide ușa salonului, și intră înăuntru să-i spună, mamă, m-am întors la Domnul, îi spun colegii de salon a mamei lui, tocmai a murit. Și spunea fratele, am plâns și plâng cu amar, că n-am prins-o pe mama în viață să mă vadă că m-am întors la Domnul. Cum credeți că Dumnezeu trimite îngerul din cer când la rugăciunile și milostenile lui Cornel trimite înger? Nu la vorbe goale, rugăciuni și milostenie. Un om păgând, n-avea nimic. Primul om dintre neamul întors la Dumnezeu. Stutașul Corneliu. Oare faptele mele vorbesc în urma mea? Vă dau un exemplu. Trebuie, mă întâlnesc cu un păstor. Frate, uite așa, uite așa. Mă întâlnesc cu unii membri. Bă, uitați asta, asta, asta. Vezi de treabă. Oameni buni. Dacă nu avem dragoste, trebuie să ne întrebăm ce-i cu mântuirea noastră. În dragoste îmi fac testul mântuirii mele. Vorbesc de mine. Nu vreau să sunteți mai pocăiți ca mine. Nu, eu sunt ultim. Dar în dragoste îmi fac testul dacă eu sunt pe calea Domnului Iisus, pe calea cea îngustă, pe care a trasat-o Hristos cu sânge sfânt și care mi-a spus ori de câte ori faci bine unui sărac, ori de câte ori faci bine unui slujitor, cu alte cuvinte, îmi faci mie. Dacă Dumnezeu vă deschide inima, căutați-mă, scumpilor. Sunt fratele Florin Petre de la Viena. Fratele Vasile Tofan a fost la mine în casă. Căutați-mă. Avem proiectul cu Ucraina. Am membri în grupul Hrană Zilnică de WhatsApp care n-au cu ce-și plăti facturile. Dar mulțumesc Domnului că sunt aici, sfinți de-ai Domnului, care astăzi mi-au dat un imbol de a merge cu emisiunea aceasta mai departe. Frate, și eu, frate, și eu, frate, și eu. Ești gata să plătești prețul pentru a fi sfânt?
Cunosc un om și fratele Vasile, îl știe și el. A pierdut 100.000 de euro să rămână un om pocăit. A pierdut un hotel. N-a văzut bani nici în ziua de azi. Ești pregătit să pierzi tot? Știți că la unul din Cașvana, în ziua mormântării lui, s-a pocăit vecinul căruia i-a dat tot pământul. Și copiii au strâng. Păi, tată, dar ce e asta? Cum ne dai tu pământul? Și în ziua mormântării se spune vecinul, mă pocăiesc că ăsta e Hristos. Sau cum a zis fratele Vasile, sărim în sus imediat, că numai ceva ne deranjează. Imaginați-vă că Domnul Iisus, când femeia la fântână sau femeia prinsă, s-a apucat, cum zici, mai upă câte unul, eu am darul de a lovi, n-ai darul de a lovi, mai ai darul de a te pocăi, să-ți-l dea Dumnezeu că n-ai nimic, iertați-mă care m-auziți, n-ai nimic. Hristos n-a lovit pe nimeni. Dacă Hristos n-a lovit pe nimeni, cine sunt eu, Florin Petre, să lovesc? Dacă Domnul Iisus a arătat atâta dragoste și atâta bunătate, cine sunt eu să mă duc, să mă apuc, să judec, să trag, să succes, să întind forii? Scumpilor, Domnul Iisus să ne dea o inimă sensibilă și vreau să cred că toți care sunteți aici vă veți ruga cu mai mult foc din seara aceasta împreună cu mine ca Domnul să ne dea o inimă după inima Lui. Căutați-mă, scumpilor, când aveți timp, mai multe nu mai zic. Vrem acum să ne închinăm cu sora Dana Ana, recitare de poezie, familia Seleș, o cântare, fratele Valentin Trifo, o cântare, sora Dance, o cântare, sora Pintican, o cântare, și sora Tabite, o cântare. După care fratele Doru Seleș ne va motiva la rugăciunea de cauze, iar eu mă voi ruga cu credință. În ordine anunțată, slujim Domnului. Domnul fie lăudat, minunată predică în seara aceasta. Doamne, ajută-ne să-L și împlinim. Voi, frați, aleși de Domnul în lucrare, prin harul vieții care vi s-a dat, pășiți covânt pe întinsele ogoare pe care ieri cu drag le-ați semănat. Aveți în fața voastră o poruncă, un scop măreț și un har falnic viitor, căci nu-i în cer răsplată fără muncă, nici cunună fără luptător. Înconjurați de slavă și ocare, arzând pe altarul dragostei fierbinți, priviți în zări eterna primăvară, urcând mai sus pe culm de biruinți. Voi, frați trimiși de Domnul azi în lume, cu al păcii har în cele patru zări, fiți tari în crez, purtând slăvitui nume, cu zel aprins pe al dragostei cărări. Vă fie scut credința voastră sfântă și coif nădejdea vie de neînfrânt, iar dragostea spre cer s-avântă o aripă de doruri și de cânt. Fiți totdeauna gata pentru Domnul, lucrați cu râvnă cât mai este har, vegheați în rugi să nu vă prindă somnul, căci timpul e scurt și zorii sfinți răsar. Voi, frați, ce aveți în cer comoara vieții și inima și orice dor în piept, în orice zi din zorii dimineții pășiți covânt pe drum îngust și drept. În valuri, în necazuri și în ispite, rămâneți tari ca stânca de granit. Fiți pilde vii de Domnul prețuite în lucrul său cu harul felurit. Și azi atâtea inimi vă așteaptă, cu dor aprins, cu sfinte năzuinți. Urcați spre ceruri, treaptă după treaptă, prin foc și sânge, steag de biruinți. Voi, frați, aleși, cu atâta înflăcărare, pe calea crucii către cer porniți, azi rod bogat, strângeți-vă în grânare, veți fi curând cu slavă răsplătiți. Amin. Amin, frumoasă poezie, fiți binecuvântată de Domnul Sorana. Ne închinăm acum cu familia Seleș, după care fratele Valentin Trif. Slavă Domnului!
Ce frumos va fi în ceruri, voi cânta în mii de coruri, sus în cer, pe sfinte plaiuri, voi cânta celui ce m-a iubit. Miezul nopții e aproape, se aud în taină șoapte, Domnul e gata să apară, Fecioare, fiți gata, nu dormiți. Domnul e gata să apară, Fecioare, fiți gata, nu dormiți. Sus în țara glorioasă, eu voi fi a sa aleasă. Voi intra în noua casă, ce Iisus cu drag mi-a pregătit. Miezul nopții e aproape, se aud în taină șoapte. Domnul e gata să apară, Fecioare, fiți gata, nu dormiți. Domnul e gata să apară, Fecioare, fiți gata, nu dormiți. Voi cânta o veșnicie, îmbrăcat cu insubțire, eu mireasă, iar el mire, pentru veci vom fi în ceruri sus. Miezul nopții e aproape, se aud în taină șoapte. Domnul e gata să apară, Fecioare, fiți gata, nu dormiți. Domnul e gata să apară, Fecioare, fiți gata, nu dormiți. Amin. Frumoasă cântare, fii binecuvântat de Dumnezeu, frate Doru. Ne închinăm acum cu fratele Valentin Trif, urmat de Soageta Danciu. Glorie Domnului! De suferința ție mare, nu știi încotro s-o apuci, adu-ți aminte că mare e cel ce din lut te-a făcut. Nu e încercare prea mare, nu este nimica prea greu. Vino, vino, vino acum la el. La rugăciune aleargă, lui Dumnezeu să-i spui tot ce în suflet te apasă. El e salvarea oricui. Nu e încercare prea mare, nu este nimica prea greu. Vino, vino, vino acum la el. Vino cu toată povara, la crucea lui să o pui. El ia păcatul tău mare și vindecă rana oricui. Nu e încercare prea mare, nu este nimica prea greu. Vino, vino, vino acum la el. Amin. Frumoasă cântare, fii binecuvântat de Domnul frate Valentin. Ne închinăm acum cu Soageta Danciu, urmată de sora Pindican, după care sora Tabita, dacă este. Domnul îți va da rând.
Domnul să vă binecuvânteze și ageta frumoasă cântare. Ne închinăm cu Sora Pindican, urmată de Sora Tabita și Simona din Ucraina, după care fratele Doru Seleș ne va motiva la rugăciunea de cauze, iar eu, prin harul Domnului, voi înălța vocea cu glas tare către Dumnezeu. Glorie Domnului! Întoarce-te la dragostea din tâi. Întoarce-te, o, până când amâi. Întoarce-te la ceea ce-ai pierdut, iubirea ta, iubirea din trecut. Acel ce va birui, acel ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, din raiul lui Dumnezeu. Întoarce-te și nu mai sta pe loc, adu-ți aminte de al iubirii foc. Cum pentru Domnul tu te-ai ostenit, în dragostea din tâi când l-ai primit. Acel ce va birui, acel ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, din raiul lui Dumnezeu. Întoarce-te, căci Domnul te-a ales, să nu îți pierzi iubirea cea din tâi, cum și-au pierdut aceia din Efes. Întoarce-te ca în iad să nu rămâi. Acel ce va birui, acel ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, din raiul lui Dumnezeu. Întoarce-te, căci dacă nu să știi, iubirea sfântă te va părăsi.
El va lua înapoi tot ce ți-a dat și sfeșnicul din loc va fi mutat. Acel ce va biruim, acel ce va biruim, îi voi da să mănânce din pomul vieții, din raiul lui Dumnezeu. Acel ce va biruim, acel ce va biruim, îi voi da să mănânce din pomul vieții, din raiul lui Dumnezeu. Amin. Frumoasă cântare, fiți binecuvântată de Domnul, sora Valeria. Înainte să cânte Tabita cu Simona, vreau să binecuvântez pe sora Rosalia Fechete, Rodica Ciui, Pop Estera, sora Adriana Hrișcă, Căluș Maria și pe toți cei care sunteți prezenți cu noi la părtășie, fie pe Zoom, fie pe YouTube, Dumnezeu să vă binecuvânteze scumpilor. Ne închinăm acum cu Violeta și cu Tabita și Simona în cântare, după care fratele Doru Seleș din Germania ne va motiva la rugăciunea de cauze. Să fiu, Doamne, mulțumit cu ce am sau cu ce nu, să n-am tot ce mi-am dorit, ci să am doar ce vrei Tu. Fă-mă, Doamne, să doresc mult împărăția Ta și apoi ce-i pământesc. Sigur știu că Tu-mi vei da. Fă-mă, Doamne, înțeleg în tot ce vorbesc sau fac și să caut mai întâi ție să îți fiu pe plac. Prin cuvinte sfinte doar drese după voia Ta și cu sare și cu har să te vezi tu în viața mea. Fă-mă, Doamne, iubitor, oricând dragoste să dau și din tot ce Tu mi-ai dat să împart cu cei ce n-au, să mă-nveți să dăruiesc pâinea mea celui lipsit și din suflet să iubesc pe acel ce-i părăsit. Fă-mă, Doamne, așa cum Tu vrei să fiu pe acest pământ, să iubesc și să trăiesc zi de zi al Tău cuvânt. Și în fiecare zi să mă depărtez de rău, să mă pot și eu numi un copil de Dumnezeu. Și în fiecare zi să mă depărtez de rău, să mă pot și eu numi un copil de Dumnezeu.
Foarte frumoasă cântare. Tabita Simona, fiți binecuvântate de Domnul. Acum, scumpilor, ascultăm motivația de rugăciune prin fratele Doru Seleș. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să citesc un cuvânt din Evanghelia după Luca, 3 versete din capitolul 6. Și pe marginea la aceste 3 versete, eu cred că este bine să mergem în rugăciune și să ne ducem la îndeplinire datoria pe care o avem de a mijloci pentru cei care sunt bolnavi. S-a coborât împreună cu ei și s-a oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici de-ai lui și o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați și tot norodul căuta să se atingă de el, pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Amin. Este înainte rugăciunea aceasta și aș vrea să ne uităm în cuvântul Domnului, pentru că scopul nostru este să vedem lucrările lui Dumnezeu în viața noastră. Și una dintre caracteristica lucrării lui Dumnezeu în viața noastră este felul în care Domnul își duce la îndeplinire promisiunea, făgăduințele, când își însoțește cuvântul cu semne și cu minuni prin vindecarea bolnavilor. Acum, chiar dacă noi suntem departe unii de ceilalți, eu cred că ceea ce ne unește pe noi în prezența lui Dumnezeu este Duhul Domnului. Și zic ca Domnul să ne facă, așa cum spunea Apostolul Pavel, o singură simțire, un singur gând, și aș dori să fim și o singură dorință, ca Domnul să-și împlinească și la rugăciunea care o să fie făcută înaintea Lui, o să fie adusă înaintea Lui, să vindece bolnavii. Căutăm fiecare dintre noi fericirea. Dacă vă uitați mai jos în text, în capitolul 6, Domnul vorbește despre fericiri. Înainte ca cineva să fie fericit, eu cred că Dumnezeu îl pregătește pentru fericirea care este o binecuvântare care vine din mâna lui Dumnezeu. Și în pregătirea aceasta are loc vindecarea. De aceea aș dori să ne rugăm pentru cei ce sunt bolnavi. Câteva condiții pe care le-am găsit în textul acesta, dacă vrem să simțim vindecarea, dacă vrem să vedem lucrarea lui Dumnezeu care o să fie făcută sub ochii noștri. Mi-aduc aminte de Israel în călătoria lui. La un moment dat spune cuvântul Domnului că în față le stătea Marea Roșie, în spate veneau egiptenii și, cuprinși de teamă și de frică, la un moment dat Dumnezeu vorbește poporului și spune, le spunea în neliniștea și în frământarea lor, ei să stea liniștiți și o să vadă ceea ce avea să facă Domnul pentru ei, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți astăzi, nu îi veți mai vedea niciodată. Ei bine, mă gândesc că același lucru îl face Dumnezeu și atunci când peste viața noastră vine o neputință, vine o încercare, poate că Dumnezeu îngăduie să fim bolnavi în mădularele din trupul acesta sau avem stări care poate ne copleșesc de multe ori și Dumnezeu poate să vindece starea noastră. Să știți că toate aceste lucruri, într-o zi, nu ne vom mai aduce aminte de ele și nu le vom mai vedea niciodată. Știți de ce? Pentru că este promisiunea lui Dumnezeu că El, așa cum a spus ucenicilor, să nu vi se tulbure inima, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, dar mă duc să vă pregătesc un loc. Și ceea ce mi-a plăcut mie cel mai mult în cuvântul pe care l-a spus Domnul Iisus este că ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Adică Domnul era deja în locul acela, în locul în care El a spus că merge să-L pregătească, să fim și noi împreună cu El. Și locul acela nu este locul de altul decât locul în care noi am scăpat de toate aceste suferințe, de toate aceste boli. Ceea ce m-a impresionat pe mine aici în aceste trei versete, versetul 17, 18 și 19, spune că Domnul s-a coborât împreună cu ei. Cu cine? S-a coborât împreună cu câteva versete mai în sus, am citit și am văzut că Domnul a ales 12 ucenici, Domnul s-a coborât împreună cu ucenicii într-un podiș și împreună cu el, spune cuvântul că era și o mare mulțime de oameni care căutau ceva. Știți ce m-am gândit? Că avem fiecare dintre noi în fiecare zi, dimineața când ne trezim până seara târziu,
căutările noastre. Unii caută lucruri care au într-adevăr valoare. Și Pavel spunea că lucrurile care au valoare sunt lucrurile care nu se văd. Și lucrurile care nu se văd sunt aparținătoare și cei care vor dobândi acele lucruri care nu se văd sunt cei care trăiesc prin credință. De aceea, eu cred că este foarte important și la rugăciunea aceasta pentru cei bolnavi, Dumnezeu să ne mărească credința, pentru că atunci când noi pornim în fiecare zi în căutarea noastră, să-L căutăm așa cum ne învăța Domnul Iisus și spunea împărăția Lui mai întâi de toate și neprihănirea și toate celelalte lucruri care Pavel spune că într-o zi pământul cu tot ce este pe el va arde. N-au valoare. Domnul spune că va purta de grijă. De aceea îl slăvim pe el și eu cred că, așa cum am zis, va fi ascultată rugăciunea dacă se va duce la îndeplinire trei condiții pe care ar trebui să le avem în viața noastră atunci când ne rugăm pentru vindecarea celor bolnavi. În primul rând, în căutarea noastră îl căutăm pe Domnul, pentru că știm că El dă vindecare. Dar unde este Domnul? Unde este El? L-am găsit în textul acesta pe care l-am citit într-un loc extraordinar de frumos. Este prima condiție care ar trebui să se ducă la îndeplinire. Spune Scriptura că Domnul s-a coborât împreună cu ucenicii. Eu cred că este foarte important atunci când mergem înaintea Domnului, în atitudinea noastră, să ne coborâm la picioarele Lui. Să ne coborâm în starea aceea de smerenie. Așa cum ne învață cuvântul și spune că cel ce se smerește, aceluia Domnul îi va da har. Și harul acesta este harul ascultării rugăciunii. Când mergem înaintea Lui, la un moment dat ne stă înainte pilda acelui vameș și acelui fariseu care se suie la templu, la rugăciune. Și știți atitudinea fiecăruia dintre ei când se roagă înaintea Lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului, așa când te uiți la unul și când te uiți la altul, este o diferență extraordinar de mare de atitudine în rugăciune înaintea Domnului. Spune Scriptura că Domnul Iisus vorbea despre vameșul acela care și-a recunoscut starea lui, care a fost cu inima sinceră înaintea Domnului, care s-a plecat, s-a coborât la picioarele Domnului în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, că a plecat acasă, eliberat, ascultat. Prima condiție este ca și noi să ne coborâm atunci când mergem la rugăciunea pentru cei bolnavi, să ne coborâm prima dată așa cum cerea Domnul, avea această așteptare din partea lui Israel să se coboare în el însuși. Ne coborâm și noi, în noi înșine, să vedem cine suntem noi, cum suntem noi înaintea lui. Dacă rugăciunea noastră o aducem înaintea lui, ar trebui să ne punem întrebarea, Doamne, oare este ascultată rugăciunea noastră pentru cei bolnavi? Pentru că nu este o rugăciune oarecare, este o rugăciune care are într-adevăr o valoare înaintea lui Dumnezeu. Atunci când Domnul spune că suntem mădulare unii altora și când un mădular suferă, tot trupul suferă datorită acelei suferințe, atunci înseamnă că și rugăciunea de mijlocire pentru cineva care este în suferință este de o mare importanță și valoare. De aceea mă rog înaintea Domnului și ar trebui să ducem la îndeplinire, să împlinim condiția aceasta, să ne coborâm fiecare dintre noi, să vedem cum stăm cu rugăciunea în starea pe care o avem când ne rugăm pentru cei bolnavi. Al doilea lucru, nu este de ajuns să te cobori. Spune aici Scriptura că Domnul s-a coborât împreună cu ucenicii, apoi împreună cu Domnul și ucenicii era o mare mulțime de oameni. Dar ceea ce spune Scriptura, zice versetul 17 așa, s-a coborât împreună cu ei și un al doilea lucru pe care l-a făcut, s-a oprit. Știți ce lucru extraordinar atunci când copiii lui Dumnezeu se roagă, atunci când un credincios, atunci când, și aici vreau să fac o paranteză, pentru cei care suntem părinți și avem copii, când strigă, când ne cheamă copilul, când strigă către noi, părinții, le dăm toată atenția. Să vedem de ceea ce au nevoie, de ceea ce au trebuință. Așa face Dumnezeu. Eu cred că dacă Dumnezeu face așa, când se oprește
se oprește Dumnezeu în dreptul rugăciunii sincere, rugăciunii făcută într-o stare de smerenie. Imaginați-vă că în seara aceasta ne rugăm înaintea Domnului. Mergem înaintea Lui și îi spunem, Doamne, ai milă de cutare, ai milă de sora, de fratele, Doamne, vindecă boala cutare sau boala cutare. Scriptura spune că în rănile Lui suntem tămăduiți și mergem cu încredere că Dumnezeu ne ascultă. Ce mare har să știi că Domnul se oprește în dreptul rugăciunii tale. Ce mare har! Nu numai că Domnul se oprește în dreptul rugăciunii tale, îți ascultă rugăciunea. Ce mare har să știi că îți răspunde la rugăciune. De aceea atâta frământare avem și atâta spucium în fiecare zi. Ce bine ar fi atunci când suntem în rugăciunea de mijlocire pentru cei bolnavi, să ne oprim. Să ne oprim și să dăm valoare acestei rugăciuni. Iar a treia condiție, un al treilea lucru, ceea ce m-a impresionat pe mine cel mai mult aici, spune Scriptura că au venit oamenii, mulțimea, acolo să se întâlnească cu Domnul. Și lucru care este cel mai important, spune aici că au venit să-L asculte înainte să fie vindecați. Au venit să-L asculte. Știți că scopul pentru care a venit Domnul Iisus în lumea noastră nu a fost să vindece bolnavii. Nu, nu. El a venit să spună despre împărăția Domnului, despre împărăția Tatălui. El a venit să spună despre felul în care ajungem acolo. El a venit să ne spună cum este acolo, cine ajunge acolo și cine nu ajunge acolo. Și după ce a vestit Evanghelia, El a spus că în împărăția lui Dumnezeu nu este moarte. De aceea a înviat morții, ca să dovedească lumii întregi care putere asupra morții, să învie morții. El a venit și ne-a spus că în împărăția lui Dumnezeu nu este suferință, nu este boală. De aceea, după ce a vestit Evanghelia, știți ce a făcut? Spune, în câteva rânduri vorbește Scriptura că după ce a vestit Evanghelia, El și-a pus mâinile peste bolnavi și a vindecat bolnavii. Eu cred că am auzit cuvântul în seara aceasta și am auzit că suntem chemați la dragoste. Domnul să pună noi dragoste de a asculta ceea ce ne spune El. Că Dumnezeu, spune cartea lui Iov, vorbește când într-un fel, când într-altul. Dar noi ca oameni, în zbucium, în alergare, în frământări, în căutările noastre inutile, nu luăm seama la ce vorbește Dumnezeu. De aceea suntem astăzi în prezența Lui, suntem în seara asta, chiar dacă este o oră destul de târzie și mi-am adus aminte la un moment dat că Domnul își petrecea nopțile în rugăciune înaintea Tatălui. Chiar dacă e o oră târzie, înaintea lui Dumnezeu nu-i târziu. Este momentul oportun în care să ne rugăm în mijlocire pentru cei bolnavi. Să ne coborâm, să ne oprim și să-L ascultăm. Și după ce vom îndeplini condițiile acestea trei, Domnul spune Scriptura că cei chinuiți de duri necurate erau vindecați. Norodul căuta să se atingă de El, pentru că din El ieșea puterea vindecătoare. Domnul să ne asculte rugăciunea în seara aceasta și să se atingă de cei bolnavi, de cei în suferință. Nu știu câte lucruri sunt în viața unora dintre noi care încă ne mai chinuie. Aici spune versetul 18 că cei chinuiți au fost eliberați, au fost vindecați. În seara asta Domnul să vindece pe cei chinuiți. Nu știu câți, poate că suntem bolnavi. Domnul are putere și asupra bolii. Domnul poate să vindece boala. Eu am nădejde aceasta. Am văzut de atâtea ori mâna Domnului lucrând prin ascultarea rugăciunilor pe care le-am adus înaintea Lui. Eu cred că încă o rugăciune pe care o vom aduce pe altar în această seară va fi ascultată și numele Domnului va fi proslăvit. Slăvit să fie Domnul. Amin. Amin, frate Doru. Minunat gând, fii binecuvântat de Dumnezeu din cer. Scumpilor, voi citi cauzele, după care mă voi ruga Domnule. Sora Rahela Ghete spune așa, rugați-vă și pentru fiica mea Raluca ca Domnul Iisus să dea o naștere binecuvântată, Dumnezeu să se îndure. De asemenea, ne scrie Ioana Ungureanu, vă rog să vă rugați pentru Camelia, mântuire și vindecare de plină, Domnul să vă răsplătească. Dacă au mai fost, dar nu sunt, scumpilor, cauze, nu știu, că e tare greu să le cauze în chat,
Fratele Vasile Tofan îmi scrie așa: rugați-vă pentru un tânăr de la București, bolnav de vreo 3 ani, Domnul să-i dea vindecare. Sora Felicia Hendre îmi scria zilele trecute, săptămâna trecută, de o femeie care i-a scos un rinichi fiind că are o tumoare. O cheamă Marie, de lângă Oradea. Fie ca voie Dumnezeu să se facă în toate, vindecare și mântuire pentru ea. Mulțumesc frumos, spune sora aici. De asemenea, avem cauze aici foarte multe. Eu am o memorie mai bună, nu le voi mai citi, dar voi căuta să înalți glasul către Domnul și Dumnezeu din cer să ia aminte la rugăciunea care o voi înălța. Scumpilor, când dragostea lui Hristos e în noi, te rogi, simți rugăciunea aceea, cercetarea aceea în lacrimi înaintea Domnului, că te rogi cu drag pentru cel de lângă tine, cum te-ai rugat pentru tine. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus ia într-o împrejurare un copil exemplu. Vă întreb. Mă uit la fratele Gigi cum stă într-o parte. Sigur are probleme de sănătate. Că îl văd că stă într-o parte. Sigur are probleme de sănătate. Oare v-ați întrebat careva din cei de pe Zoom când îl vedeți? Băi, de ce stă fratele ăsta așa? Are garantat, nu știu, n-am vorbit multe cu el, dar sunt convins că are probleme de sănătate. Oare cu ce am fost eu mai bun că stau drept ca un hipopotam în fața noastră decât fratele Gigi, care așa cum este în poziția lui stă și ascultă cuvântul Domnului? Domnul se uită la mine și la dumneata cum ne rugăm pentru cauzele care sunt. Dragilor, voi înălța vocea către Domnul și Domnul se aminte. Mă sprijiniți în Duhul dumneavoastră. Dumnezeule Avram, Isaac și Iacob, Dumnezeul mântuirii sufletului meu, vin cu mulțumire să-ți mulțumesc că până aici ai fost de partea noastră. Mă întorc cu mulțumire să-ți mulțumesc, Dumnezeule, pentru dragostea arătată față de noi, oamenii, că ai dat ce a avut mai scump în ceruri, ai dat pe Domnul Iisus, iar Tu, Iisuse, cu atâta dragoste ai părăsit cerul plin de glorie și plin de slavă să vii în lumea noastră, pentru că m-ai văzut pe mine peste mii de ani fără drept de mântuire și să-ți dai viața pentru mine și pentru toți cei care mă ascultă acum când înalți glasul în rugăciune înaintea tronului de har. Îți mulțumesc pentru jertfa Domnului Iisus. Îți mulțumesc că fără de ea n-aș fi avut îndrăzneala să vin înaintea Ta și să mă închin numele Tău mare. Dar știu că în acest nume scump Iisus, când mă rog, Tu ți-aduci aminte ce a făcut El pentru noi și asculți rugăciunea. Îți mulțumesc pentru Duhul Sfânt, Mângâietorul, Călăuzitorul pe acest pământ. Îți mulțumesc că în seara aceasta mi-ai dat frați și surori care să laude numele Tău prin cântare, prin poezie. Mi-ai dat pe fratele Vasile și pe fratele Doru să ne vorbească din cuvântul Tău. Fratele Vasile ne-a adus un cuvânt de bază, fratele Doru o motivație de rugăciune. Îți mulțumesc pentru ei. Dar, Doamne, mai mult îți mulțumesc pentru cei ce au ascultat Evanghelia. Îți mulțumesc că le-ai lucrat la inima lor să vină să asculte aici cuvântul dătător de viață și mă rog să-i binecuvintezi, o Doamne. Chiar dacă unii nu și-au scris problemele și nevoile prin care trec, trăim într-o lume a problemelor și a nevoilor, dar Tu ne-ai învățat, Iisuse, în Scriptură că în lume veți avea necazul, dar îndrăzniți la mine că eu am mântuit lumea. Conform cuvântului Tău dătător de viață și care este da și amin, noi venim înaintea Ta. Mai întâi de toate, cum ne înveți în Tatăl nostru, să te cinstim, să te glorificăm, să te preamărim, să te onorăm pe tine, dar în primul rând cu viața mea, cu trăirea mea și pe urmă vorbele mele să aibă relevanță înaintea tronului de har. Îți mulțumesc din toată inima și te laud că Tu ești Dumnezeul glorificat, care toată cinstea, onoarea și mărirea omeniți numai Tu prin Iisus Hristos. Dumnezeule, stau înaintea Ta. Și îți mulțumesc de părtășia aceasta minunată. De fiecare suflet în parte îți mulțumesc. De fiecare inimă îți mulțumesc, Doamne. Doamne, Tu știi și cunoști fiecare dorință și probleme. Sunt aici oameni cu probleme, sunt oameni în vârstă, sunt părinți singuri care copiii au plecat în străinătate sau undeva să-și câștige viața, existența și sunt singuri. Și de multe ori noaptea își pun capul pe pernă să gândesc.
Doamne, mi-ai dat atâția copii și nu-i unul lângă mine. De multe ori mama plânge că nu-i fata acasă, nu-i băiatul acasă. Doamne, sunt atâția care plâng că nu-i soțul pocăit, nu-i soția credincioasă, nu sunt copiii întoși la mântuire. În vederea aceasta ne-ai învățat și ai spus că toată călătoria noastră pe acest pământ este în dragoste și să privim mereu la tine, să facem ce ai făcut tu. Dacă tu, învățătorul și Domnul nostru, ne-ai învățat să facem numai bine, ajută-ne să facem și noi numai bine, mai ales atunci când ne rugăm pentru cei bolnavi și cei nevoi. Tată, numele Tău crotitor împotriva duhurilor, a demonelor și a celor pun peste mine, Marceuța, copii nepoții, peste tot ce al meu. Stau un duh de închinare înaintea Ta, pentru că e nevoie, Doamne, ca puterea Duhului Tău să lucreze în seara aceasta. Aleluia! Aleluia! Osana, glorie Ție! În seara aceasta, Doamne, este nevoie. Sora Încuța Cotorina, anunțat de acel tânăr de 17 ani care noaptea urlă, în numele Lui Iisus Hristos te rog, oprește-te în dreptul Lui și o fă-L să-ți vadă puterea dragostei Tale și să fie părăsit de acest demon care îl tulbură. Aleluia, Osana! Doamne, sunt atâția alții care așteaptă îndurarea Ta. Sunt atâția alții care bat la ușa milei Tale și nu doresc nimic altceva decât să primească iertarea păcatelor. Sunt alții care au căzut pe cale și frații de lângă ei care ar trebui să-i ridice mai tare apasă. Doamne, Tu Cel care Ți-ai făcut timp de fiecare în parte, în timp de 3 ani și jumătate, în seara aceasta, pentru fiecare inimă prezent aici, Doamne, sau pe YouTube care au venit și au dorințe în inima lor, Doamne, Tu le vezi, le știi și le cunoști, eu Te rog, împlinește-le, Doamne. Sunt aici, Doamne, copilași de 4 anișori care nu vorbește. Doamne, Tu Ți-ai făcut timp întotdeauna de copii. Te-am văzut în Scriptură că Ți-a făcut milă de așa mamă ce își ducea copilul la groapă și l-ai înviat, l-ai dăruit în viață înapoi. Te rog, pentru copilașul de 4 anișori care nu vorbește, Doamne, zi un cuvânt. Doamne, zi un cuvânt în numele Domnului Iisus Hristos, Te rog, zi un cuvânt în dreptul acestui copilaș și fă, Doamne, ca să simtă adierea Ta, să simtă eliberarea Ta și dezleagă-i limba, că Tu ești Cel ce ai creat omul după chipul și asemănarea Ta și Tu poți să faci toate lucrurile după voia Ta, o, Doamne. Doamne, Tată iubit din ceruri, sunt aici oameni cu dureri, oameni cu suferință. Sora Mihaela Niculau dorește să Te atingi de mama ei bolnavă de cancer. Doamne, îndură-Te, dă vindecare, Doamne. Sunt aici, Doamne, sora Maria Căluș, care dorește să aduci familia la mântuire. Ocupă-Te de ea, Doamne, așa cum știi Tu, Iisus, să lucrezi, nu poate nimeni. Mă rog pentru băiatul și nora sorei Mihaela Niculau să-i țin credincioși pe calea Ta. Doamne, mă rog pentru fratele Dragoș Giuga. Doamne, de acea deranj în corpul lui, pe pielea lui, să-l vindești Tu. Să dai vindecare și sorei Mariana Iuga. Să dai vindecare și soacre mele. Mă rog pentru sora Maria de la Oradea, care face citostatice tot la 2 luni. Face o tură de citostatice. Zi un cuvânt în dreptul ei, că Tu ești viața și Tu ești Cel ce la cuvântul Tău toate lucrurile iau înfățișarea chemată și dorită de Tine prin puterea care o ai de a-Ți supune lucrurile. Zi un cuvânt, o, Doamne, în dreptul fratelui Petrică Ursachi, Gâlgă Violeta, soție fratelui Cătană, nora lui, sora Violeta Răducanu, fratele Cigi Nicuț, are nevoie de vindecare, sora Bogdan Daniela și Miron Daniela, îndură-Te, Doamne, și de fratele de corp a sorei Valentina Radu, paralizat, Tu ești viața și Tu ești Cel ce știi să mângâi și să alini și să vindeci. Mă rog, Doamne, pentru fetița sorei Mihelana Pintea de 4 anișori, îndură-Te și dă-i vindecare. Mă rog, Doamne, pentru cele 2 femei cu numele Saveta, Te rog, Tată, în numele Domnului Iisus, mântuiește-le sufletul și vindecă-le și trupul, că Tu poți. Mă rog, de asemenea, să dai vindecare sorei Viorica Vaida. Mă rog pentru sora Viorica Pădurariu să-i dai vindecare. Pentru sora Elvira, care nu poate să umble, să-i dai vindecare. Mă rog, Doamne, să Te înduri continuare vindecare de plină pentru fratele Cornel Ciurdaș. Doamne, sunt atâția care doresc și Te așteaptă la căpătiul lor. Sunt atâția care Te doresc noaptea în așternut și își pun întrebarea în mintea și în gândul lor. Unde ești, Doamne? Doamne, arată-le că îi vezi suferința. Arată-le că vezi și cunoști.
am citit în cuvântul tău, fiindcă știai că de multă vreme bolnav la scăldătoare, te-ai dus, ai trecut pe acolo. După 38 de ani de chin, de suferință, de așteptare să intru locul în scăldătoare, ai venit tu și l-ai vindecat, Doamne. Ai putere să vindești, te rog, vindecă și în ziua aceasta pe toți cei care am enumerat aici. Dacă din cei care sunt cu noi au, Doamne, probleme cu copiii, mă rog, Doamne, să le dai înțelepciune copiilor la școală, să învețe să fie cu minți. Ai spus că vom fi cap, nu coadă, fără să se vadă deosebirea între copiii tăi și între cei care te slujesc pe tine, Doamne, față de ceilalți. Doamne, să dau atâtea legi în școli și părinții mai știu cum să-și coordoneze copiii în viața de zi cu zi. Mă rog să umpli fiecare părinte cu lumina înțelepciunii tale prin Duhul Sfânt, să-și coordoneze fiecare familia și, Doamne, toate atacurile străine pornite împotriva copiilor tăi, zădărnicește-le. Iisus, când ai trecut prin Gadara și ai văzut acel demonizat, a căzut toate duhurile, pentru că Tu ești Dumnezeu și nimeni nu poate sta împotriva Ta. Fii, Doamne, pentru copiii tăi protecție și scoți pavăză, Doamne. Doamne, sunt aici oameni cu dorințe. Sora Lidia, sora Pintican, sora Dam Cornelia, sora Hulpea, sora Rodica Ciui, sora Lucreția Onul, sora Rosi, sora Dorina Blan, sora Olga, sora Bălan, sora Petrescu, Sanducu, sora Olea, sora Tipriș, sora Ghiran, sora Dan Ana, chiar și sora Șireteanu din Austria are și a dorințe înaintea ta, care e după voia ta. Am și eu dorințe, împlinește-le, că numai tu poți împlini dorințele care sunt după voia ta. Doamne, te-am văzut din Scriptura, Iisus, că ai făcut bine tuturor oamenilor. Doamne, eu te rog pentru cei care seara aceasta au venit la părtășie pe grupul Hrană Zilnică, să te ocupi de ei, Doamne. Doamne, sunt atâtea grupuri care se vestește cuvântul Tău. Dă putere, Doamne, cel ce vestesc cuvântul Tău pe toate grupurile și pe toate rețelele de socializare, să fie vestit cuvântul Tău cu putere, iar copiii Tăi care au căzut pe cale sau care sunteți nădăjduiți să fie întăriți și îmbărbătați și cei căzuți reabilitați. Mă rog pentru fratele Nelu Tomșa, care este șofer de cursă lungă, pentru fratele Cornel Gerasim și pentru toți șoferii din grupul Hrană Zilnică și nu numai, chiar și cei ce sunt aici cu noi, soțul sorei Dorina Blas, soțul sorei Geta, Doamne, te rog, păzește și ocrotește-i. Așa cum păzești Tu, nu poate păzi nimeni. Doamne, mulți pot să spună cum au văzut în fața lor, Doamne, că se putea întâmpla nenorocirea, dar ai trimis sângelui ispăvitor care la timp a întins mâna și n-a îngăduit. Protejează acești bărbați și acești oameni, Doamne. Mă rog, Doamne, pentru păstorii care au dus greu la aceste misiuni. Printre acestea se află fratele Talpoș, Grigore. Doamne, umple-l de Duh Sfânt și de putere de la Tine. Doamne, umple-l de Duh Sfânt pe fratele Grigore, Rafa de asemenea. Umple-i de Duh Sfânt pe acești bărbați. Aceștia au dus greu aceste misiuni. Și fratele Vasile Bogean, umple-l de Duh Sfânt. Ai în vedere, Doamne, și binecuvântează și pe fratele Iosif Banca, umple-l și pe el de puterea Duhului Sfânt, pe fratele Răducan cu familiile lor, fratele Liviu Axinte cu familia, fratele Țugui cu familia, fratele Cornel Ciurdaș, fratele Șuteu, fratele pastor Ghiță Moș, fratele Așchilean, fratele Nelu Filip, Doamne, fratele Nelu Liboteanu, fratele Toma, Doamne, umple pe toți cei care vin și vestesc această emisiune și numai aici. Adevărul Scripturilor umple de lumină și dă-le putere, Doamne, să te poată sluji pe Tine. Mă rog pentru toți păstorii, prezbiteri, diaconi, conducători de biserici, pune-ne dragoste. Dar mai mult, pune dragoste în biserici, să se roage pentru conducătorii de biserici, pentru păstori și pentru cei ce vestesc Evanghelia, să o vestească cu tărie. Doamne, pune dragoste noi să ne rugăm pentru ei, nu să-i vorbim, nu să-i analizăm. Nu ne-ai chemat la analiză, ne-ai chemat la pocăință și la iubi și a trăi pocăința. Te rog să binecuvintezi grupul Hrană Zilnică, chiar dacă unii nu sunt aici, poate sunt la serviciu, în călătorie, binecuvintează întreg grupul Hrană Zilnică și toate familiile și cu neam cu tot, binecuvintează-le. Dăm și mie înțelepciune în coordonarea misiunii. Mi-ai dea lumină și înțelepciune în fondarea acestui grup. Luminează-mă în continuare prin Duhul Sfânt să pot să fiu la îndemâna Ta și să slujesc cu bucurie fraților și surorilor mele. Doamne, binecuvintează-mi familia, soția, copilașii, binecuvintează-mi nepoții, binecuvintează-mă, Doamne, cu putere de la Tine să stau înaintea Ta, așa Tu, după cum Tu mă vrei.
Îți mulțumesc că ai ascultat rugăciunea înălțată. Te laud pentru toate lucrurile și mă închin cu reverență înaintea ta, Stăpâne Ceresc, și îți mulțumesc prin Iisus, călăuzit prin Duhul tău cel Sfânt. Amin. Amin. Scumpilor, mulțumim Domnului care ascultă rugăciunea, mulțumim Domnului care nu trece pe alături, mulțumim Domnului care întotdeauna își ia timp de noi. Vrem să mai dăm loc la câteva puncte, scumpilor, după care vom încheia seara aceasta, dar vom mai rămâne pe Zoom. Aș dori ca fratele Valentin trebuie să-l laude pe Domnul cu o cântare, urmat de fratele Doru Seleș, sora Geta Danciu și sora Pindican. După care sora Claudia. Fratele Doru, până vine fratele Valentin. Slavă Domnului! Lăudați pe Domnul cu iubire, căci El pentru noi s-a jertfit. Cântați și dați-i mărire, căci El pentru noi a murit. Lăudați, lăudați pe acela ce s-a jertfit. Lăudați, lăudați pe Cel ce atât ne-a iubit. Lăudați minunata-i putere, care boldul morții a frânt și prin glorioasa înviere a ajuns la Tatăl Preasfânt. Lăudați, lăudați pe acela ce s-a jertfit. Lăudați, lăudați pe Cel ce atât ne-a iubit. Lăudați și fiți plini de speranță, căci Domnul e azi printre noi, priveghind să avem siguranță, căci El se îngrijește de noi. Lăudați, lăudați pe acela ce s-a jertfit. Lăudați, lăudați pe Cel ce atât ne-a iubit. Lăudați-L toți pe Salvatorul, pe Domnul cel viu pururea, pe Tatăl, pe Mântuitorul, El ne va binecuvânta. Lăudați, lăudați pe acela ce s-a jertfit. Lăudați, lăudați pe Cel ce atât ne-a iubit. Slavă Domnului! Frumoasă cântare, fii binecuvântat! Frate Doru, ne închinăm cu sora Pindican, după care sora Geta Danciu. Glorie Domnului! Iisuse, știu că în viața aceasta odată va veni o zi în care lungile ispite și încercări nu vor mai fi, în care lungile ispite pite și încercări nu vor mai fi. Dar cu toate acestea, Doamne, această zi o chemă de mult. Din lunga întunecarea firii să scap
Iisuse, pe acest pământ, din lungă întunecarea firii, să scap, Iisus, pe acest pământ, să zbor cu aripi albe spre ceruri, mai sus, mai sus, spre ceruri sus, să ajung la porțile luminii, să mă întâlnesc cu tine, Iisus. Să ajung la porțile luminii, să mă întâlnesc cu tine, Iisus. Cu ce cântări de bucurie, Iisus, atunci ne-om întâlni, să scap de această neagră noapte, în aceea strălucită zi. Să scap de această neagră noapte, în aceea strălucită zi. Amin. Frumoasă cântare, fiți binecuvântată de Domnul. Ne închinăm cu soageta, după care fratele Valentin, după fratele Valentin, sora Olea Claudia. Rugile mi le ascult, mă aflu
slăvesc oricum Hristos. Ești atât de bun, Iisuse, că rugele tine ascult. Mă aplec cu mulțumire și te slăvesc oricum Amin, Domnul să vă binecuvânteze, sora Geta. Frumoasă cântare. Ne închinăm acum cu fratele Valentin, urmând de sora Olea, după care fratele Valentin. Fratele Nelu Tomșa vrea să intre și să spune că nu lasă să intre, se chinuie de 20 de minute să intre. Poate reușiți Geta care va să sună să vedeți care treabă un pic. Acum fratele Valentin. Slăviți să fie Domnul. Bunătatea ta întreci orice măsură și îndurarea ta nici când nu s-a sfârșit. În casa ta vin astăzi cu a mea plătură și strig de bucurie, Doamne, vin să vii. Și dacă munții marea ceruri te laudă, florile, câmpul, izboarele te caută, întreaga galaxie și îngerii te preamăresc. Și eu te caut, te laud, te cânt, te preamăresc, privesc a ta splendoare și te slăvesc. Întorarea mea, Iisus, te chem pe tine și fericirea mea cu tine mă veselesc. Că știu că numai dreapta ta mă ține, la umbra aripii mortale mă odihnesc. Și dacă muții marea cerul te laudă, florile, timpul, zboarele te caută, întreaga galaxie și îngerii te preamăresc. Și eu te caut, te laud, te cânt, te preamăresc, privesc a ta splendoare și te slăvesc. În adevărul tău vreau să trăiesc, Iisuse, cuvântul tău, o Doamne, vreau să-l slăvesc. Ca la sfârșitul alergării mele, cu luna de la tine, Doamne, s-o primesc. Și dacă munții marea cerul te laudă, florile, câmpul, izboarele te caută,
întreaga galaxie și îngerii te preamăre. Și eu te caut, te laud, de cât te preamăresc, privesc a ta splendoare și te slăvesc. Slăviți să fie Domnul! Domnul să vă binecuvânteze, frate Valentin, frumoasă cântare. Ne închinăm cu soageta olea, după care din nou frate Valentin cântea de mulțumire și vom încheia seara aceasta. Glorie Domnului Iisus! O de-aș avea eu limbi o mie și mii de buze să cuvânt, pe tonuri mie o armonie spre slava celui pururi sfânt. Ia-și mulțumii de ce-a făcut cu mine Fiul cel pierdut. O, de-ar suna glasul meu tare să se audă până la cer, căci sângele mican trovâltoare se zbate, Doamne, când te cer. De-ar fi toată suflarea mea unim spre închinarea ta. De ce tăceți puterea mele? Mai sus, mai sus, zburați mai sus și Domnului slujiți cu cineste. Drept mulțumire lui Iisus, așa sufletul, trupul meu să servească pe Dumnezeu. Când ta voie ție, Doamne, imnul, cât voi putea rosti cuvânt, și jertfa bucuriei mele ți-aduc cât voi fi pe pământ. Când buzele n-or mai putea suspinul meu te-a lăuda, când buzele n-or mai putea suspinul meu te-o lăuda. Amin. Amin, Domnul să vă binecuvânteze, soară Claudia, frumoasă cântare. Ne închinăm cu fratele Valentin, când da de mulțumire, după care vom încheia transmisia live din această seară. Slăviți să fie Domnul!
azi a fost așa de bine. În prezența ta, Iisuse, Duhul Sfânt ne-a adunat, să slujim și ne-a adorat. Iar dacă vei mai rândui din nou pentru a ne reîntâlni, vrem noi ca să te lăudăm și cu dor să te așteptăm. Și astăzi noi ne-am bucurat de cuvântul tău curat, care în noi a trezit dor după fericire. Iar dacă vei mai rândui din nou pentru a ne reîntâlni, vrem noi ca să te lăudăm și cu dor să te așteptăm. Astăzi noi iar am gustat cât ești de bun și minunat. Tu ești plăcerea vieții noastre și vei fi până la moarte. Iar dacă vei mai rândui din nou pentru a ne reîntâlni, vrem noi ca să te lăudăm și cu dor să te așteptăm. Azi din nou îți mulțumim că am putut să te slujim prin laudă și adorare, primește-a noastră închinare. Iar dacă vei mai rândui din nou pentru a ne reîntâlni, vrem noi ca să te lăudăm și cu dor să te așteptăm. Ne e dor de aceea zi când pe nor vei reveni, unde a noastră bucurie va fi pentru veșnicie. Slăvit să fie Domnul! Frate Valentin, fii binecuvântat de Domnul! Scumpilor, ne apropiem de încheierea transmisiei live din această seară. Nu înainte de a mulțumi Domnului care a fost cu noi și în numele Lui ne-am adunat aici să-L cinstim prin cântare, prin poezie și prin tot ce facem. Mulțumesc Domnului pentru fiecare participant, în mod deosebit pentru toți cei care au slujit, fratele Valentin Trip, fratele Doru Seleș, sora Claudia Olea, sora Geta Danciu, sora Dan Ana, pentru Tabita Simona, sora Dorina Blaj, de asemenea și pentru Sanducu și sora Violeta Balan, care mă ajută aici. Totodată mă bucur că fratele Gigi, chiar într-o poziție bolnavă, să zic așa, incomodă, a stat tot timpul cu camera și s-a uitat la părtășie. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare și Domnul să binecuvinteze pe sora Lenuța Hoștiuc, care azi a împlinit prin ajutorul Domnului o vârstă frumoasă, se bucură alături de soțul ei Dorin Hoștiuc în Belgia. Domnul să-i binecuvinteze!
Domnul să vă binecuvinteze pe toți cei de pe YouTube și de pe Zoom. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină locuința mea. Iar Domnul să pună noi pace, bucurie și dor de veșnicie. Scumpilor, vă încredințez în brațul Domnului, îl rog pe Domnul să vă dea un somn dulce și liniștit, care doriți să mai dați cu noi puțin pe Zoom, vă aștept cu bucurie. Altfel, miercuri, dacă Domnul ne ajută, va fi fratele păstor Ghiță Muș de la Maranata din Baia Mare, el ne va duce mesajul. Ne rugăm ca Domnul să-i dea ușă de cuvânt, dacă ne va gândi să ajungem, iar până atunci, fratele Florin Peter vă binecuvintează și îl roagă pe Dumnezeu să vă binecuvinteze cu toate binecuvântările cerești și pământești, pe toți care sunteți aici cu neam cu tot. Fiți binecuvântați, scumpilor! Vă aștept pe miercuri!